Salutare prieteni și bine ați revenit pe canalul meu. Videoclipul de astăzi este foarte interesant, așa că rămâneți cu mine până la final fără să derulați. Vizionare plăcută! Inocențiu, dă-te jos, nu poți fi obraznic. Lundule în brațe pe fiul care țipa de bucurie, Maria l-a luat de pe canapea și l-a pus pe podea. Grigore, ai grijă de fratele tău. Spuse fiului mai marele al său, care cu privirea serioasă, în totul îndoit, se învârtea în jurul interiorului. Femeia uitându-se la primul născut de 14 ani, pentru prima dată se simțea marnic vinovată. Băiatul nu are copilărie, iar ea, ca mamă, în ciuda faptului că familia a rămas orfană, ar fi trebuit să-i mai bine, pe a ei, să aibă grijă ca ei să crească în fericire, fără griji și neajunsuri. De ce ne-au dat porcăria asta? E putredă și împuțită. Spuse Grigore și lovi cu piciorul în canapea să nu îndrăznești să spui așa ceva. A răbufnit Maria. Mătușa Nina și unchiul Vadim s-au milostivit de noi, pentru că tu și Nikita nu aveți pe ce să dormiți. Da, mobila nu e nouă, dar noi vom pute pături, iar patul va fi exact al țarului. Zâmb băgând firul aspiratorului în priză. Gata, plecați amândoi de aici. Mama face curățenie, fredonă semnificativ, ca să fie clar, nu va renunța la părerea lui din cauza unui camion de ciocolată. Grigore duse fratele de patru ani într-o altă cameră. Maria a pornit aspiratorul și a condus tapțeria bej, pestriță și aspră. E greu să ridici patru copii singuri, da, când toți băieții. Dar toți copiii erau bineveniți. Când îl așteptam pe ultimul, la început am fost sigură că e fată. Chiar și medicul de la ecografie a spus asta. Apoi chiar s-a plâns că zic: Îmi pare rău, aparatul nu m-a lucrat așa, așa că a ieșit greșeala. Maria, pentru prima dată luându pe inocenții un brațe, mai întâi a plâns. Din nou un băiat. Și apoi a râs. Trebuie să fie atât de proastă. Ce mai contează că e băiat sau fată, e copilul ei, și deci implicit cel mai iubit. Și atâta timp cât soțul ei era în viață știa că familia ei era cea mai fericită și mai prietenoasă. Dar Vladimir a murit acum doi ani. A murit în mod ridicol și brusc, când clădirea în care lucra Cazidar s-a prăbușit brusc, o parte din casă, ca un uriaș malefic a fost măturat, iar Maria a rămas singură. Vladimir a dăruit o familie și spunea mereu că i-a dăruit un vis, o casă confortabilă, unde te așteaptă o soție frumoasă și moștenitori. Maria era stânjenită, deși era adesea complimentată. Ce fel de frumusețe este ea, una obișnuită? Adevărat, uneori ea, purtând ruși și rimel, doar pentru a arăta decent în public, ea și-a permis să observe că nasul este îngrijit și gâtul, în ciuda tuturor celor 35 de ani, încă tânăr, dar ochii nici vorbă de un lac cristalin de sigur, acesta soț fantezist, dar foarte chiar destul de drăguț nuanța verde-albastru. Vladimir visa că aici vor câștiga și să iau un credit ipotecar pentru un apartament mai mare și chiar mai bine să construiască o casă întreagă, dar cu propriile mâini, un cuib de familie, ca să zic așa. Dar n-a avut timp. Întorcându-și gândurile în trecut, Maria nu a observat cum dădea cu aspiratorul în același loc pentru ultima oară. A suspinat, l-a oprit, a luat o cărpă și o găleată. Acum trebuie să vedem ce e înăuntru. Sunt sigură că și acolo e o mare de mizerie. Ei bine, în general, canapeaua a fost un cadou, pentru că în urmă cu o săptămână Maria a aruncat vechiul pat și s-a mândrit cu ea. A cumpărat pentru grigore și nichita de 11 ani pat supraetajat, luminos, cu laturi profilate, pe care te urci și ca și cum ai fi pe o navă spațială. M-am gândit, va plăcea copiilor mobilier cu un design interesant, pentru că au nevoie în viața lor cel puțin o bucurie. Dar patul s-a destrămat, s-a rupt pur și simplu. În magazin a spus că nu voi returna banii, considerând că a încălcat regulile de funcționare a produsului, i-a spus disprețuitor fetei Maria. Managerul se uita de parcă ar fi vrut să scoată acest schimb din buzunarul ei. Vecinii au ajutat, obișnuiau să ajute uneori cu mâncare sau cu bani un pic. Acum au spus că au cumpărat o canapea de la o vânzare de garaj în comunitatea vilelor, pentru că pentru ieftin, dar apoi s-au gândit, poate cineva va avea nevoie. Ei bine și aici cel puțin va fi util pentru cineva. De la curățenie a distras soneria. Maria s-a dus să deschidă ușa. În spatele ușii era Nina cu o pungă de cumpărături. Ajută-mă, știi cum se coace Charlotte? Soacra mă amenință că mă vizitează m-am gândit să o fac fericită cu o plăcintă. O să mă înveți tu, ăsta e ingredientul, ca să zic așa. Și ca să te compensezi că ai pierdut timpul cu mine. Nina era vorbăreață și știa cum să prezinte ajutorul în așa fel încât să iasă la iveală. Nimic nu a făcut-o vreodată. Și de data asta a venit la prietena ei să învețe meșteșugul. Da, cu produsele ei. Dar Maria știa că toate produsele, care, ca să spunem adevărul, ar fi fost suficiente pentru cinci plăcinte, vor rămâne în bucătăria ei. Nina va începe să spună că, haide, va fi de folos, nu te supăra, sunt prietenoasă. Iar Maria va accepta ajutorul, pentru că eu nu am bani decât pentru pâine și lapte, trebuie să trăiesc cumva o săptămână până la plata copiilor. Intră, a zâmbit Maria. Așteaptă puțin, curăț canapiaua. A da, lasă-mă să te ajut. De ce să stau degeaba? După ce a descărcat produsele în bucătărie, vecina a intrat în camera mare. Uite, se joacă cu culoarea, a clătinat ea din cap. Hai să o ridicăm împreună. 1, 2. Scaunul canapelei a fost tras în sus, lăsând la vedere. Greu. Bună treabă, se făcea pe vremuri. Mirosea praf, a mucegai. O, oh, vai! Maria a făcut semn cu mâna. Și ce e asta? S-a plecat văzând un obiect în adâncurile canapelei. Inima i-a bătut cu putere, de parcă ar fi vrut să-i sară din piept. Tâmplele i s-au strâns, iar un val de greață a cuprins-o în gât. Este ea, este ea! Maria a făcut un pas înapoi, ticăloasa s-a uitat cu ochii sticloși și zâmbind ca și cum ar fi vrut să-i spună. Bună, prietena mea, nu ne-am mai văzut de mult, ai uitat de mine. Te-am găsit. Ha-ha! Hai să ne jucăm! Deschizând gura fără zgomot, Maria s-a așezat să respire normal, dar groaza i-a creat un spasm în piept și și-a pierdut cunoștința. Maria, Maria, Maria! Obrajii au fost plesniți, apoi apă i-a fost stropită pe față. Să chem o ambulanță sau o trusă de prim ajutor. Nina, care se aplecase asupra vecinei așezate în fotoliu, vorbea calm, dar putea citi în ochii ei. Speriat îngrozitor. Aici se aflau Grigore, Nichita și Arcadie. Toate buzele tremurau, ochii umezii. Au fost speriați pentru mama lui, dar să plângă nu mai plân. Când au început să trăiască singuri, au învățat să nu plângă inutil dar și pe Nina au liniștit-o când s-au grăbit la zgomotul căderii. Ne-a spus că mama era doar obosită și că se va trezi acum. Nu, fără doctori, totul e bine, a făcut Maria cu mâna. Primele impresii s-au estompat, dar ea era în stare de șoc. Acolo a întins mâna spre canapia, care stătea deschisă, ca și cum o fiară vicleană și-ar fi deschis fălcile și ar fi făcut semn. Ce? Nu înțelegea vecina, cum adică, de unde ai luat? Canapeaua? Nina s-a întors spre el cu suspiciune. De la vânzare? Ți-am spus, își renovează vilă și au decis să vândă niște lucruri. Ne-am gândit. Acolo? Maria a arătat din nou cu mâna, iar Nina s-a îngrijorat. Ei, dacă prietena e nebună, aruncă brusc păpușa. A încheiat ferm Maria. Ah, s-a întins Nina. Ți-e frică de ea. Maria a clătinat negativ din cap. Nu, nu poți să recunoști, nu e nebună. Nu, nu poți. Înțeleg. De deci ce e oboseală? Nina și-a dat cu părerea, dar și-a privit vecina cu ciudățenie. Dar canapiaua este veche, cineva trebuie să fi ținut jucării acolo. A luat-o inocențiu, a spus brusc Grigore, a apucat-o și a luat-o de acolo. S-a bucurat, prostule. Poftim. Sărind de pe scaun, Maria tocmai s-a repezit în camera alăturată, care servea drept creșă pentru inocențiu cea mică și arcadie, de opt ani. Inocențiu stătea lângă măsuță, iar vis a -vis de el stătea la loc de cinste printre mașinile și roboți împinși în lateral. Rochia ei albă cu o spumă de volane din dantelă se îngălbenise cu timpul, buclele ei cândva aurii se micșoraseră și deveniseră cenușii. Fața de porțelan cu ochii căprui sticloși este mâncită de murdărie. Mâinile de lemn ale păpușii sunt încrucișate cu demnitate pe genunchi, iar picioarele ei în papuci stacoșii se întrezăresc de sub tivul ținutei. Mama, uite! Inocențiu zâmb! Nu știam că băieților le place să se joace cu păpuși. S-a uitat o vecină de după umărul Maria. Ar trebui să fie aruncată. Vocea lui Maria părea străină. Sau mai bine, ardeți-o acum. Nu, nu voi face, e bună. S-a bâlbâit băiețelul și, apucând o păpușă aproape la fel de înaltă ca el, s-a agățat strâns de ea. Pielea de găină rece îi curgea pe spate lui Maria. Inocențiu, fiule, dă-o înapoi. Rău nu e o jucărie. Vrei o bomboană, dă-o înapoi. Maria a încercat să smulgă păpușa de la fiul ei, dar el a răcnit, vocea i-a căzut pe podea și a acoperit-o cu ea însă și. Ce faci, Maria, oprește-te! A prins-o de braț. Nina, ce faci? Păi e murdară, trebuie spălată, curățată. De ce iei jucăria fiului ei? Răsuflând greu, Maria s-a întors spre Nina. Își dădea seama că abia mai putea să reziste, numai să nu clacheze, așa cum făcuse atunci, dar acum, se pare, era prea târziu. Poate că atunci chiar a nebunit. Poate că nu e vorba deloc de păpușă. Poate că doar cineva a uitat-o pe canapea și totul e o coincidență. Nu putea, nu putea să se întoarcă la ea. După atâția ani, Maria s-a convins cu disperare că era o adultă, o femeie de 40 de ani, și că ceea ce se întâmplase cu mult timp în urmă nu mai conta. Iar acum se întâmpla ca într-o canapea veche să găsească o păpușă foarte asemănătoare cu aceea. La urma urmei, ea nu-și amintește cu lux de amănunte cum era acea păpușă. Ea însă și era o fetiță pe atunci. Amintirile din copilărie sunt ca niște poze într-un geam tulbure iar acea păpușă a dispărut de mult, asta e sigur. Ea a avut grijă de ea. Iar această păpușă pe care a găsit-o, dintr-un motiv oarecare, i-a plăcut fiului ei cel mic. Ei bine, lasă-l să se distreze. Inocențiu își pierde foarte repede interesul pentru jucării. Apoi va arunca păpușa. Nu pentru că i-ar fi frică. De ce să se teamă de păpuși? Ha-ha, nu e nebună, pe bune. O să arunce doar pentru că sunt vechi. Inocențiu, arată eu mă tu și Nina. Vecina a fost educatoare la grădiniță cu un motiv anume. Știa cum să găsească o abordare pentru fiecare copil. Și acum s-a așezat lângă Inocențiu, care nu mai răcnea, dar încă se uita ca puiul de lup și ținea păpușa aproape de el. E frumoasă. Oh! Prințesa, a clătinat din cap, privind mai atent jucăria. Maria, da, este o antichitate, una adevărată. Poate chiar scumpă, dacă găsești un colecționar. Ei bine, asta e, asta e, păpușa ta. Și cum o cheamă? Te-ai gândit deja. Băiatul s-a gândit o clipă, a privit păpușa cu atenție și a răspuns cu un zâmbet larg. A spus că o cheamă Agnes. Maria s-a necat cu aer, pentru că aceeași păpușă avea același nume. Dar un visător. A spus gânditoare Nina, care ar fi fost fascinată de această imagine cu un băiat care se juca cu o păpușă, dacă nu ar fi fost ceva ciudat în toată povestea asta. Și că, dacă te uiți cu atenție, păpușa este puțin neplăcută. Bine că acum se fac jucării diferite, în cele din urmă, canapiaua a fost curățată cum trebuie, acoperită cu lenjerie de pat curată, iar copiii și-au petrecut noaptea pe ea cu vise frumoase. Ziua următoare a făcut-o pe Maria să uite pentru o vreme de înfricoșătoarea descoperire. În primul rând, pneumologul, care l-a observat pe inocențiu, a spus că starea băiatului necesită o atenție specială. Fiul dumneavoastră are plămânii slabi, este pur și simplu contraindicat să stea vara în oraș și chiar cu faptul că locuiți, scuzați-mă, chiar la fabrica asta. Uite cum facem, mamă, dacă nu vrei să crească un astmatic, care va lua pastile toată viața lui, te muți vara în afara orașului, la vilă pe băiat la un cunoscut. Măcar ideal să fie în apropiere o pădure de conifere. Maria a dat din cap sunt de acord, dar doar ce aceste cuvinte. Ce vilă! Nu are astfel de cunoștințe, ea nu are astfel de cunoștințe, care va lua un copil străin. Și ea însă și atunci unde ea? Aici spera că la grădiniță în acest an îl va da pe inocențiu și ea însă și la muncă ar fi plecat deja. Altfel cum să trăiască? Cheltuielile sunt toate în creștere apoi în supermarket pentru un pachet de lapte de două ori debitat de pe card. A promis să se întoarcă pentru a rezolva, dar starea de spirit a Mariei a căzut și mai mult în jos și în jos. Și în cele din urmă, când a decis să verifice cutia poștală, de acolo a căzut un teanc de scrisori cu cereri de plată a datoriilor la utilități și împrumuturi. Nu soțul, din fericire, a fost rezonabil și nu le-a luat. Dar Maria, însă și, după moartea lui, a luat cumva un împrumut, apoi altul. Dar totul, totul era necesar cisme de iarnă pentru a cumpăra pentru nichita. Inocențiu avea nevoie de vitamine, și așa mai departe mai târziu și-a dat seama că avea probleme. Dar creditorii nu au vrut să audă că ea era o mama multor copii, că familia a pierdut susținătorul familiei. Cererile lor au devenit din ce în ce mai agresive tocmai a venit acasă și a început să pregătească cina. Mai rămăsese niște pui în congelator, când Nina a venit din nou din cartier, zâmbind și făcându mi cu ochiul. Ce faci? A întrebat Maria, curățând cartofi. Credeam că ai nevoie de un loc de muncă. Să zicem. A clătinat din cap. Doar inocențiul la grădiniță va pleca și să decid cum să-i las pe cei mai mari singuri pentru o zi o zi întreagă. Grigore e rezonabil, dar încă băiat, mă tem că nu va dori să fie pentru cel mai mare din casă. Acest lucru înseamnă că, chiar și cu prietenii din curte, nu va merge în libertate. Și dacă ți-aș spune că există o slujbă în care poți să ți copiii cu tine? Unde? Și pe lună. A, nu te referi la slujbele alea la telefon, în care trebuie să sun cu anunțuri. Am învățat că nu se plătește niciun ban și te bagă în ceva rău. Ești o pasiune suspectă. Nina și-a stropit mâinile. De aceea și trăiesc. A suspinat Maria. În general, cazul a fost așa. Își începu inspirat povestea vecina. S-a dovedit că Nina și soțul ei la sfârșit de săptămână, ca de obicei, a mers la cabană și în același timp i-a privit în cazul în care au cumpărat o canapea. Nu pentru că păpușa a fost un extra, dar pentru că masa, care pentru ei înși cumpărat, a căzut o oglindă și a vrut să exprime cât de scăzut pentru a vinde defect. Aci oameni și-au cerut scuze și chiar cinstit a returnat câteva sute de ruble. Și apoi s-a întâmplat că am vorbit și s-a dovedit că noi proprietari ai vilei, care au vândut ceea ce a rămas de la vechii proprietari, a fost o familie de trei persoane. Un bărbat pe nume Victor, care a crescut o fică adolescentă pe nume Aliș, iar soția s-a murit cu câțiva ani în urmă, precum și tatăl său, al cărui nume era Anatolie. Un om în vârstă, cu o minte vioaie, dar într-un scaun cu rotile. Și s-a dovedit că această vilă era destul de potrivită pentru a trăi pe tot parcursul anului. Adică, proprietarii anteriori au locuit acolo tot anul, iar cei noi vor rămâne acolo, iar până acum remodelează totul pentru ei înși de fapt, este un fel de comunitate de vile, dar o întreagă casă de țară, una cu drepturi de pline. Nina a aflat, de asemenea, că Victor lucrează ca arhitect și, deși slujba lui implică parțial un program liber, uneori este posibil chiar să lucreze de la distanță, dar are mare nevoie de ajutor în acest moment. În primul rând, pentru a ține casa în ordine, iar în al doilea rând, pentru a avea grijă de tatăl său. Are o minte limpe de la vârsta de 82 de ani, dar handicapul, din păcate, îi impune limitări. Și mai este și o fiică, pe care nu este de dorit să o lase fără supraveghere. Cum s-a descurcat înainte? A întrebat Maria. A existat o menajeră, dar a dat-o afară, a explicat Nina. S-a dovedit a fi o hoață. E foarte greu să găsești una nouă stai, nu prea înțeleg ceva, obosită și-a dus Maria mâna la frunte. Și înțelegi, am vorbit nu numai cu Victor, ci și cu tatăl lui și am spus că am în minte o femeie decentă, apropo, cu studii. Tu ai studiat ca să devii asistentă medicală, așa că vei fi alături de asigurarea bătrânului. Bine, oprește-te! Cum rămâne cu faptul că am patru copii? Îi voi lua cu tine, nu-i deranjează să aibă o persoană care să locuiască cu mine, iar copiii nu vor ocupa prea mult loc. Salariul e bun, vei primi un avans. Deja te-ai înțeles asupra salariului. Maria a zâmbit și a clătinat din cap. Nu, ceva nu este în regulă aici. Așa ușor să te invite să lucrezi cu o grămadă de copii. Cine va avea grijă de ei, în timp ce eu voi fi datoritoare de stăpânul casei și asistentă medicală? fica lui Victor. A clipit din ochi Aliș, o fată minunată, doar o domnișoară vrea să devină voluntar în Africa, sau grădinar, sau designer de interior. Ea va avea grijă de cei mici, dacă va fi nevoie. Ea are deja 15 ani. Cu toate acestea, ea însă și nu a promis acest lucru, în general tăcută, dar cred, nu va refuza. Wow! A zâmbit Maria, te gândești, inocențiu are nevoie de aer curat și sunt cinci minute până în sat pe jos. Și lapte proaspăt, aburit, poți lua. Mulțumesc, bineînțeles. Răspunse Maria nu atât de încrezătoare. Dar e vorba că nu-i cunosc, nu-i cunosc și nu pot să mă aduc copiii în casa unui străin în felul ăsta. Păi, dar eu îi cunosc. Aproape, Nina a dat din mâini și a explicat că cumnatul verișoarei sale și încă cineva, în general, cunoștințe ale cunoștințelor cunosc această familie, iar acești oameni sunt decenți din toate punctele de vedere. Nu am timp cu tine, trebuie să pregătesc cina. Dar să știți că Victor va aștepta telefonul tău cel târziu mâine după amiază. Ce? A exclamat Maria. Și ce credeai? Locul este apetisant nu te vei duce el se va îndrepta spre agenție, iar acolo va găsi pe cineva. În general, nu rata. După ce Nina a plecat, Maria s-a grăbit să pregătească cina. După care și-a sortat hainele, ce să spele și ce să repare. Arcadie și-a rupt din nou pantalonii cățărându-se în copaci. Să vorbesc cu el cu strictețe sau ceva de genul acesta. S-a gândit Maria, iar la propunerea Ninei nu avea de gând să mediteze deloc, se gândea să o ia hotărât. Dar salariul exprimat de vecină, aerul proaspăt și posibilitatea, de fapt, de a sta cu copiii toată ziua. Și-a culcat feii, a corectat pătura lui Inocențiu, s-a uitat la păpușă. Acea rochie spălată și curățată de Nina, un suflet bun și-a făcut treaba, nu mai părea atât de înfricoșătoare, dar totuși parcă îi urmărea ochii sticloși. Inocențiu și-a sărutat fiul pe obraz Maria. Și Ți ție, mămico. Răspunse somnoros. Agata îți dorește un somn bun. Răspunse aproape nepoliticos că se poate lipsi de dorințele păpușii. Maria a stins lumina în camera copilului și s-a dus în camera ei. Și în această seară a decis să lase lumina de veche aprinsă, pentru că era cumva mai confortabil cu ea. Bună, Victor, sunt Maria. Nina, vecina mea, mi-a dat numărul dumneavoastră de telefon. Și da, vă sunt în legătură cu postul vacant. În dimineața următoare, amestecând terci de orez, Maria a vorbit la telefon. Nu ați găsit încă pe nimeni. Mă așteptați. Mi-e teamă că o să vă dezamăgesc. Femeia a spus cu sinceritate că nu avea aptitudini speciale în materie de curățenie, nu era obișnuită să curețe argintăria. Dar era foarte posibil să mențină ordinea și confortul în casă. Ea a precizat, considerând teribil de important, că nu are obiceiuri proaste, nu are nevoie de zile libere neașteptate, pentru că, în principiu, în viața ei nu se întâmplă nimic atât de urgent. Dar a avertizat că patru copii reprezintă riscuri. Cineva poate răci, își poate rupe un genunchi. Sunt copii, iar cel mai mic are una cronică. Așa că în mod natural, ca o mamă bună, ea le va dedica mult timp. Victor nu s-a simțit jenat de toate acestea. Pot să gătesc delicios, dar nu promit mâncare de restaurant. Zâmb aranjând terciul într-o farfurie. Bucătărie obișnuită de casă. A, era să uit cât de mult aveți nevoie de o asistentă. Adică la toamna am doi, och, trei copii care vor merge deja la școală. Victor a răspuns că toate acestea se pot gândi, că până la toamnă, poate, va mai lua o asistentă în casă, sau copiii se pot transfera la școala din localitate. De asemenea, una foarte bună. Despre aceasta din urmă, Maria se îndoia, dar nu a spus nimic. În cele din urmă, Victor a propus să se întâlnească personal și să discute totul. Pot să vin la dumneavoastră? Păi, ca să nu fiu nevoită să plec într-un loc necunoscut. Îmi pare rău, cu plăcere. Simțea că bărbatul cu o voce frumoasă de catifia zâmbea. Veniți și fiți amabilă să acceptați să-mi permiteți să vă plătesc taxiul. Există trenuri aici. Băieți! A strigat lăsând telefonul deoparte pentru o clipă. Micul dejun se va răci. Deci a revenit la conversație. Lăsați-mă să vin singură la dumneavoastră. Poi mâine. Comunitatea de vile aflată în apropierea satului arăta din exterior ca o ilustrație reînviată dintr-o carte bună. Vilele erau împrăștiați pe un mic deal, pe una din laturile căruia curgea un râu belovodnaia nu foarte lat, dar curat și rapid. De cealaltă parte, o mică pădure de conifere, care, în ciuda rarității și a dezvoltării în toate colțurile ei de către vile și localnici, era abundentă în ciuperci și chiar fructe de pădure, era un loc liniștit și, în general, prosper, din care se ajungea relativ repede și ușor la oraș. Maria, după ce coborâse din tren, mersese repede până la parcela potrivită și acum stătea intantă în, în fața porții, tot fără să pună mâna pe sonerie. Dacă nu cumva făcea o greșeală. Nu era prea târziu să plece, să-l sune pe Victor și să-i spună că toate astea nu-i conveneau, dar a sunat la sonerie. Bărbatul care a deschis poarta s-a dovedit a fi exact Victor din descrierea făcută de Nina. Și totuși, ea nu a spus că era atât de înalt. Maria se simțea mică pe lângă el, capul abia îi ajungea la umăr. Și nu a spus că avea o față atât de frumoasă, de bărbătească. Și nu a vorbit despre ochii lui, ce nu și ca un cer furtunos, dar care păreau calzi. Bună ziua! zâm iar vocea lui catifelată o făcu pe Maria să-și amintească de prima întâlnire cu soțul ei, când își dăduse seama că era îndrăgostită. Dar bineînțeles, acum totul e doar din cauza nervilor, iar în fața ei nu se aflau decât un viitor șef și un vecin apropiat. Oh, trebuie să fiți Maria! A făcut un pas înapoi, fluturând mâna în mod invitativ. Scuzați-mă, da, bună ziua! A zâmbit stânjenită și, corectându-și stângaci cureaua poșetei de pe umăr, a intrat. Laguna nu era vizibilă, dar era mai spațioasă decât își dăduse seama. Maria a văzut un tobogan alpin cu un miciaz la poalele lui, o zonă pavată cu piatră, cu un șopron și ceva asemănător unui cuptor de cărămidă în miniatură, o grădină de flori care, în mod evident, avea nevoie de întreținere și o verandă neterminată, îmbrăcată cu schele. Peretele casei era ascuns de niște liane, de parcă s-ar fi lovit de schimbările pe care le-ar fi adus noi locuitori ai casei. Sper ca neglijența locului să nu vă descurajeze. Nu sunt un mare grădinar. Tatăl meu s-a hotărât să o facă, dar încă se gândește cum și ce să facă. Casa, după cum vedeți, are două etaje, a fost refăcută de două ori în ultimul secol, mai ales pentru a împărți camerele mari în camere mai mici, și a fost adăugată o verandă va fi călăgie pentru câteva săptămâni, dar nu mai mult de trei sau patru ore pe zi, pentru a nu-l deranja pe tatăl tău sau pe dumneavoastră. Lucrările de geamuri și toate celelalte se vor face încet. Da, e în regulă, a răspuns Maria, plăcut surprinsă de atâta grijă, deși nu ștăduse încă acordul final. Vecinii noștri renovau de șase luni și era groaznic acolo. Dar la voi e foarte confortabil. A spus când au intrat în casă, din hol prin deschideri neobișnuite în arcadă, dintre care trei erau ascunse de vitrali, iar una cu uși se putea ajunge de la living, cu vedere, după cum s-a dovedit la grădină. Livingul era decorat în lemn și piatră roșiatică și avea un șemineu adevărat. Victoria a arătat Mariei unde se aflau bucătăria și cămara din bibliotecă. Precum și propriul birou. Și bineînțeles, puteți împrumuta orice carte de la bibliotecă, chiar ar trebui, Tata tot nu vă va da pace dacă nu luați măcar un album cu câteva fotografii. Glumi bărbatul La parter mai era o cameră de oaspeți, acum goală, iar camerele de locuit se aflau toate la etajul al doilea. Mărturisesc că m-am îndrăgostit de această casă. După cum vedeți, starea este minunată și cu maximul păstrat din antichitate. Victor a adăugat că Maria și copiii ei ar putea ocupa, să zicem, patru camere, dar dacă aveți nevoie de mai mult spațiu, atunci aici. A arătat cu mâna la ușă. Camera cu priveliștea spre grădină era locuibilă, dar nu au reușit să pună tapetele. Nici vorbă, l-a întrerupt Maria, uimită de generozitate. Două camere vor fi suficiente pentru mine și pentru băieți. Apoi au vorbit despre o posibilă mutare. Victor a insistat că, dacă Maria era de acord să facă treaba, el va trimite niște transportatori de la o firmă de încredere care să livreze toate lucrurile în mod ordonat. Aveți o rutină? a întrebat Maria cu prudență. Aveți vreo regulă specială? Familiile pot avea propriile obiceiuri. Oh, da, a dat Victor din cap și a părut enigmatic. În fiecare lună plină trebuie să fiu singur, nu pot fi deranjat. Și ca să nu auziți cineva în bibliotecă, nu intrați. În alte dăți, Maria ar fi apreciat chiar și o glumă, dar în ultima vreme avea atât de multe pe cap încât a plâns brusc și s-a întors cu spatele. Îmi pare rău, Maria, sunt un idiot, s-a agitat bărbatul cu delicatețe și s-a grăbit să-i ofere un loc. A adus apă. Era nepermis, familial. Aș fi înțeles dacă ați fi fugit de un asemenea autocrat fără gust. Nu, îmi pare rău, dar e complicat. I-a răspuns, sorbind dintr-un pahar. Apa e gustoasă. Avem propria fântână. I-a explicat bărbatul. Apoi conversația a curs într-un stil mai business. Maria a povestit sincer despre ceea ce aștepta de la viitoarea ei muncă. Victor a povestit ce aștepta de la viitoarea menajeră, și s-a dovedit că era o slujbă de vis. Victor a cumpărat alimente pentru familie, iar utilizarea frigiderului comun era gratuită. Maria a dat din cap. Deci nu se temea că muncitoarea și o grămadă de copii se vor răsfăța cu delicatesele proprietarului. Generos. Dar limitele personale sunt lucruri fragile. Dacă vă convine mai mult, un frigider suplimentar poate fi pus individual pentru dumneavoastră bineînțeles, orice e copt în grădină, serviți-vă, dar mă tem că cam puțin va fi copt anul acesta. Sunt, recunosc, dintre cei cărora le este mai ușor să admită că morcovii cresc imediat de coșiți și ambolați în vit. Dar fiicei cei mele îi place să se joace cu legumele în funcție de starea ei de spirit, dar acum este mai fascinată de flori. Și ele pot fi comestibile, a spus Maria și s-a uitat imediat speriată, în caz că ar fi spus ceva greșit. Wow, nu știam, a clătinat Victor din cap. Tocmai se aflau în bucătărie, unde el le arăta ce electrocasnice erau disponibile. Maria a remarcat în sinea ei că erau destule pentru bucătăria unui restaurant. Petalele de trandafir sunt folosite pentru a face dulceață dar atunci trebuie să fie cultivate fără îngrășăminte chimice și e mai bine dacă sunt soiuri speciale, dulci, a explicat ea, devenind brusc îndrăzneață. Și știți, acum sigur nu vă pot lăsa să pleci. Păi unde altundeva aș putea găsi o meșteriță care să știe că trandafirii pot fi mâncați? Și deodată Maria a râs. Își dăduse seama că Victor îi plăcea fără echivoc și îi se părea, de asemenea, că poate avea încredere în el și deși voia să-și ia timp de gândire, a acceptat imediat. Maria a spus că se poate muta și că poate începe să lucreze într-o săptămână. Tată, am venit. În bucătărie a zburat și a încremenit când am văzut un străin adolescent în blugi rupți și un tricou negru, în lux, de culoarea unei aripi de cioară, bucle, scripeau niște bijuterii pe codițele roz aprins, în nasul fetei strălucea un inel. Permiteți-mi să vă prezint pe fica mea, Aliș, a spus Victor. Draga mea, ea este viitoarea noastră asistentă, despre care ți-am povestit, Maria. Femeia nu avea prejudecăți despre adolescentele cu aspect sfidător, dar înțelegea că apariția unei persoane noi în casă pentru orice copil poate provoca disconfort și a decis că va fi foarte atentă. Bună ziua, ce pot să spun? Ali și-a ridicat din umeri, a luat un măr din vaza de pe masă, l-a zdrobit și a zâmbit vesel. Oricum, tata a decis deja totul fără mine. Bine ați venit și fiți amabili, nu mă atingeți nimeni. A strigat ultima frază și am ieșit în fugă din bucătărie. Îmi cer scuze, a început Victor. Nu trebuie să o faceți. Înțeleg, e în regulă și o să ne înțelegem. Aliș nu a fost mereu așa, cred că încă trece peste pierderea mamei sale. Maria a dat din cap. Înțelegea cât de greu le era. Propria ei durere se atenuase, dar nu putea să creadă că timpul, oricât de mult ar fi trecut, o putea alunga complet. În cele din urmă și-au luat rămas bun și au convenit asupra ultimelor detalii ale mutării. Victor a insistat, de asemenea, ca Maria să ia un taxi pentru a se întoarce acasă. Contrar celor mai proaste așteptări, feii au primit normal vestea despre noul loc de muncă al mamei lor și despre mutarea aferentă. Nikita și Arcadia au fost încântați. Sigur că da. Să locuiască, de fapt, în sat unde te poți plimba în aer curat toată ziua, iar mama a spus că în apropiere era un râu. Inocențiu era prea mic ca să înțeleagă absolut orice. Numai că Grigore s-a încruntat și a răspuns că, desigur, acceptă decizia unui părinte adult, dar a adăugat că în mod ideal ar merita să se consulte mai întâi cu ei. S-a supărat. Maria se învârtea în jurul lucrurilor dinaintea mutării și își reproșa că nu i-a acordat suficientă atenție celui mic. Dar el, contrar obiceiului său, nu-i mai urma coada, nu mai era capricios. Își petrecea toată ziua jucându-se cu ceva al lui. Teoretic, puteai fi fericit de asta, cu excepția unui singur lucru. Da, e cu păpușa asta. Fredona Grigore. Ca un prost, sincer. Vorbește cu ea, fantasmează ceva. Teoretic, interesul pentru păpușa ar fi trebuit deja să dispară. Maria s-a gândit la asta. Poate să o facă să se piardă din greșeală la mutare. Fiul se va supăra, va plânge, dar va uita repede, iar ea va cumpăra ceva nou, poate zebra aia cu telecomandă din reclame. Încurajată de geniul său, Maria nu a acordat imediat atenție faptului că Grigore ceva nemulțumită. Își reproșa. Nu poți să te întorci așa de la proprii copii. Mamă, nu vreau să mă mut. Spuse Grigore. Ce-o să fiu acolo, ca un prost? Aici sunt prieteni, o să ai noi. Și apoi, scumpule, acolo eu pentru câteva luni o să câștig mai mulți bani pentru câteva luni, un calculator ca să-ți cumpăr la școală. Nu vreau ca mama mea să fie menajeră, s-a încruntat Grigore. Asta lui, Grigore, nu-i plăcea. Maria știa cât de încăpățânat și chiar dăunător poate fi fiul cel mare, dar până acum a avut noroc, s-a împăcat, a găsit compromisuri. Promite-mi doar că vom veni acasă la toamnă. Ei bine, unde ne vom duce? Aici este adevărata noastră casă. A suspinat Maria și și-a tras fiul la ea. îmbrățișându le pe Grigore, care de obicei nu suporta ca prea tare tandrețea timida îndurat. Nina s-a bucurat pentru vecina ca și cum i s-ar fi oferit ea însă și un loc de muncă bun. A sugerat că apartamentul pentru aceste luni de vară ar putea fi dat în chirie, dar Maria a făcut semn nu voia să fie deranjată de atâtea griji. Starea casei este încă decentă și pur și simplu nu vrea ca străinii să fie în casa lor. Dar observă. Ridică un deget Nina. Te duci să te descurci în casa altcuiva. Asta e altceva. A suspinat Maria, ridicând ultima geantă. Restul lucrurilor erau deja împachetate, duse la parter și încărcate în mașină. Vremea nu era caldă în ziua mutării, iar drumurile erau libere. Băieții se comportau cum trebuie și totul părea să meargă așa cum trebuie. Mama mi rău, dăm o portocală, a întrebat Inocențiu. Acum e purașule. Maria a început să scotocească prin gențile din salon, dar fructele necesare nu se aflau acolo. Se pare că s-au dovedit a fi în acea geantă, care erau depozitate în portbagaj. Scuzați-mă, dar pot să mă opresc un moment. Trebuie să iau ceva din portbagaj. S-a adresat timid șoferului. Nicio problemă, o să trag pe marginea drumului, cu grijă. Mihail, așa cum îl chema pe șofer, a deschis portbagajul, iar Maria, mulțumindu-i, a început să caute portocale. Le-a găsit, iar apoi ochii au căzut pe păpușă. L-a convins pe inocențiu să nu o ia în cabină, ocupă mult spațiu. Oh, spațiul, vântul bate. Bun. Întinse șoferul care ocolise mașina și o aștepta pe pasageră. Mă întorc imediat, încă un minut, vă rog. Am urmăit Maria și a apucat cu hotărâre păpușa de gât. Asta e. Să-i spună inocențiu că jucăria a fost pierdută în timpul deplasării, se întâmplă des, într-adevăr. Maria și-a ținut respirația. Copiii se aflau în cabină și nu s-au uitat înapoi, ceea ce înseamnă. Maria a tras cu grijă popușa până la marginea cizmei și și-a desfăcut mâna. Jucăria a căzut. Singura am închis, mulțumesc, a făcut semn cu mâna către șofer, acoperind portbagajul. Și iată și o portocală pentru fiul meu. A cântat afectuos femeia, întorcându-se în salon. Portierele s-au închis, mașina a pornit și, luând viteză, a înaintat cu repeziciune. Păpușa, opera unui meșter german care îi dăruise tot talentul său cu aproape 100 de ani în urmă, a rămas întinsă pe șosea. Vântul flutura dantela, rochia. Chipul de porțelan privea spre cer. Victor și-a luat zi liberă pentru ziua sosirii Mariei. A ajutat la căratul lucrurilor, a vorbit cu băieții și, spre surpriza plăcută a Mariei, toți arătau mulțumiți în noua lor casă, deci doar temporar. Chiar și Grigore s-a dezghețat, mai ales când Victor l-a salutat solid, ca unul mare, cu o strângere de mână. Alișera era și ea acasă astăzi, nu a fost impertinentă, i-a salutat pe toți și a fugit în grădină. Plantează trandafiri, a zâmbit Victor, și crede că vor înflori anul acesta. Crede că dacă va fertiliza urzicile, totul va merge bine. Mamă! a strigat deodată Inocențiu, și toată lumea s-a grăbit la chemarea stridentă. Ce s-a întâmplat? a întrebat neliniștit Victor. Agnes s-a pierdut. Pe Inocențiu și-a frecat pumnii pe față cu lacrimi. Draga mea! Popușa stupidă a pierdut-o, a chicotit Grigore. Nu plânge, ești bărbat, iar bărbații nu plâng ca fetele. Hai să o căutăm. Victor a început să o caute, dar Maria l-a oprit. Nu merită, e o jucărie veche, așa că prosti, o să o uite până seara. Inocențiu vrei, o banană. Ei un biscuit. Hai, îți dau o carte de colorat. Inocențiu a mai plâns puțin, dar generozitatea mamei sale a reușit să-l consoleze pentru o vreme. Tata doarme, a luat cina de vreme și îi place să citească câteva ore înainte de a se culca, a spus Victor. Întâmplarea a făcut ca mutarea să fie seara și era timpul ca toată lumea să meargă la culcare. Așa că o să mă întâlnesc cu el mâine, a dat Maria din cap. Iar eu va trebui să plec de dimineață pentru o vreme la serviciu, a spus Victor. Nu-i nimic, el știe că suntem deja aici. Da, bineînțeles, a vrut să vă întâlnească deja astăzi, dar uneori obosește atât de repede. Și așa că nu a mai așteptat, a decis să se odihnească. Așa este, la vârsta lui trebuie să te odihnești. Numai să nu-i amintiți de vârsta lui, a zâmbit bărbatul. Nu poate suporta. Dimineața noii zile a început la fel ca multe alte dimineți de până atunci, și totuși altfel trezindu-se la ora 8, Maria a coborât în bucătărie și s-a apucat de micul dejun. Cu o zi înainte, Victor precizase că tatăl său obișnuia să mănânce ceva acrișor, lapte și fructe, și apoi prânzul, că fica lui era doar obsedată de independență și că micul dejun îl pregătea singură, deci de multe ori se ardea, iar el lua o gustare pe fugă în oraș. Așa că în această dimineață Maria poate pune masa doar pentru ea și pentru feii ei. Femeia a fiert terci și a prăjit pâine prăjită, a untat-o generos cu gem de caise, a preparat ceai verde și a turnat suc de portocale în pahare. Pentru ea și pentru băieți, acesta era de mult timp micul dejun tradițional de weekend sau de orice sărbătoare. În această dimineață, Anatolia a intrat în bucătărie și, salutând-o pe Maria ca și cum ar fi locuit din totdeauna aici, a întrebat politicos dacă ar fi o problemă să-i aducă niște kefir și un castron cu orice fel de fructe în sufragerie. Maria l-a plăcut pe bărbatul mai în vârstă de la prima vedere. Era îmbrăcat îngrijit, vorbea ușor, și așa se simțea este un om în vârstă și de acea educație, care, se vede, mai devreme se obișnuia să se dea în familii, inteligențe ereditare. După ce a oprit aragazul de sub terci, Maria a tăiat fructele și a turnat kefirul într-un pahar, totul pe o tavă, și a mers în sufragerie. I s-a părut, când încă se afla în bucătărie, că cineva intră în casă. Ușa de la intrare s-a trântit. Anatolie, cina este servită, a zâmbit și s-a împiedicat brusc. Pe scaun stătea ea, păpușa. Lumea pentru Maria a înghețat, s-a îngustat, s-a întunecat sub nasul ei, a căzut pe podea. Nu se poate, i-au aruncase cu propriile mâini. Coșmarul a prins din nou viață. Nu v-ați rănit. Maria se uită, ca la o fantomă, la Anatole, pe care nu-l observase imediat. Era chiar în celălalt capăt al sufrageriei, lângă bibliotecă, și acum venise. Îmi pare rău, o să fac curat. Maria se lupta cu două sentimente. Pe de o parte, îi venea să ia pe băieți și să fugă, la capătul lumii. Pe de altă parte, își dădea seama că se purta ca o proastă, ca o nebună, dar nu se mișca de pe scaun și se uita la păpușă. Este a dumneavoastră? a întrebat bătrânul cu precauție. Ce? Maria era pe punctul de a începe doar să țipe și să bată isteric. Da, Gleb, a trecut pe aici vecinul nostru, e vânător de ciuperci, umblă, îi place. A spus că se întorcea în sat și a observat că i-a căzut ceva din mașina din față. Apoi a văzut aceeași mașină la poarta noastră și a decis să o lase. Deci e al dumneavoastră. A exhalat Maria, și-a dus mâna la piept și a dat din cap. E în regulă, bineînțeles, așa cum se poate. Firește, păpușa nu putea ajunge aici de una singură. Nu putea să vină, într-adevăr. Așa că fusese găsită de un vecin și adusă aici. Ar fi trebuit să o arunc de pe bordură. Nu, nu e a noastră. A spus brusc ceva ce nu a vrut să spună, dar nu a putut să tacă. Am găsit-o într-o canapea veche. Vecinii ne-au dat-o pentru ca băieții să aibă un loc unde să doarmă. Era întinsă acolo. Am vrut să o arunc, dar inocențiu a pus mâna pe ea și a decis să o păstreze. Și astăzi. Nu, știți, nu am pierdut-o, am aruncat-o intenționat. Și acum s-a întors. Maria a plâns. Anatole a clătinat din cap în timp ce o asculta. Viața uneori aduce surprize. Presupun că nu împărtășit simpatia fiului dumneavoastră. Spui că l-au găsit în canapea. A continuat bătrânul gânditor. În cea pe care am vândut-o. Da, a răspuns Maria. Nu știam nimic despre asta, dar mărturisesc că a fost ideea mea să încerc să dau viață lucrurilor vechi. Puteți spune că nu am ce căuta în casa dumneavoastră. A continuat Maria cu francețe, pentru că, într-adevăr, nu mai putea să țină asta pentru ea. Nu cred că aveți nevoie de o menajeră ciudată, dar mi-e frică de această păpușă. Îmi dau seama cât de prostesc este, dar îmi amintește de o altă păpușă. A fost cu mult timp în urmă, eram puțin mai mare decât inocențiu pe atunci, dar îmi pare rău. Îmi pare rău! Acoperi fața cu mâinile și plânsese. Sunt atât de proastă! Fiul dumneavoastră mi-a dat o slujbă atât de bună, și eu o stric. Îmi pare rău, vom pleca imediat. Cred că ar trebui să vă așezați acum și să stați puțin de vorbă cu mine. Bătrânul i-a atins cotul. Lucrurile uneori au atât de multă putere asupra noastră încât amenință să încalce legile naturii. Poate că îmi veți spune ce s-a întâmplat. S-ar putea să nu putem face nimic în privința asta dar cel puțin voi ști ce se întâmplă. La vârsta mea, știți, nu vrei să trăiești cu secrete. Claritatea este întotdeauna mai liniștită. Uitați-vă micul dejun. Știți cum să vă adunați când e nevoie și asta vă apreciază. Anatolie zâmb își aranjă ochelarii și priv cu atenție păpușa. Duceți nenorocita asta, care vă enervează atât de mult fantezia, în dulapul acela de lângă fereastră. Da, da. Acum hrăniți-vă copiii. Organismele în creștere trebuie hrănite la timp. Apoi, dacă vreți să aveți amabilitatea să repetați kefirul și fructele mele. Și apoi, dacă nu aveți altceva de făcut, să mergem în grădină. Sau, mai bine zis, mergeți voi, iar eu voi merge cu transportul meu personal. Vremea e proaspătă și primitoare, nu credeți? În momentul în care au ieșit în grădină, Maria reușise deja să se adune și chiar să se gândească la o mie de motive pentru a anula conversația. Dar, pe de altă parte, nu vorbise cu nimeni despre asta în toată viața ei. Nu-și mărturisise niciodată de bună voie trecutul, nici măcar soțului ei. Iar acum era ca și cum o ușă s-ar fi deschis în fața ei. Nu se știe cu exactitate ce se află în spatele ei, dar există speranța că există ceva care va ajuta în sfârșit să rupă firele trecutului, care, se pare, încă mai rămăseseră și care acum, odată cu apariția păpușii, parcă au început să se țeasă strâns, din nou. Tatăl meu m-a crescut singur, a început Maria, privind în grădină, unde bondari aurii, bine hrăniți, se roteau deasupra margaretelor care creșteau sălbatic. Mulți bondari, de parcă un stol de bondari ar fi fost împrăștiați acolo în mod deliberat. Mama a murit când m-am născut eu. Anatolie nu a întrerupt-o, știa să asculte și, dacă era nevoie, a inserat un cuvânt sau două, Astfel încât povestea care se împotmolise balot mai departe s-a eliberat, lin, ca un pârâu, și a reluat cursul plin după ce bușteanul răsturnat din greșeală fusese aruncat din albia lui. Maria se hotărâse în cele din urmă, avea să povestească totul așa cum era. Tatăl ei, un proiectant de echipamente pentru industria combustibililor, se bazase la început pe ajutoarele care veneau. Bune, bucătărese, educatoare, pe scurt, în casă se învârteau castelele într-o cădere de stele, multe femei. Dar și-a dat seama că toate acestea nu sunt așa ceva. Fica are nevoie de o mamă, iar el a luat să-și aranjeze o viață personală. Prin intermediul prietenilor a găsit persoana potrivită, Vasilisa, o văduvă. S-au căsătorit, iar casa de la țară avea o nouă stăpână. Tatăl Mariei era un om cu bani și dorea să-și crească fiica în afara orașului. De față cu tata era cea mai dulce femeie, doar un model de ceea ce ar trebui să fie o mamă vitrecă. Îi dăruise Mariei în vârstă de cinci ani, o păpușă atunci când se mutase la ea, una adevărată, o raritate, spunea ea, dăruită de bunica ei. Dar când erau singure, Vasilisa nu o plăcea pe Maria și încet încet a început să comploteze îi dădea vina pe ea pentru vinul din farfuria spartă din setul de ceremonie, apoi îi spunea că se putea face o plimbare pe râu, iar apoi îi spunea tatălui ei că îi interzisese, dar fata, ca pentru rău, nu se supunea. Numai că toate acestea nu erau decât începutul unui adevărat coșmar. Într-o zi, Maria a constatat că straturile de flori, unde își plantase florile preferate, crini, erau distruse. Tatăl ei a consolat-o spunându-i că, probabil, pisica unui vecin intrase și dezgropase totul. Dar atunci Maria a văzut că păpușa ei, pe care o chema Agnes, avea mâinile și picioarele acoperite de pământ. Vasilisa a spus, ca în glumă, că ea fusese cea care distrusese patul de flori și i-a mai spus ceva, că în vechime astfel de păpuși nu se făceau întotdeauna doar pentru distracție, ci uneori stăpânul crea o față, o copie exactă a unui copil care murise în familie, iar rochia jucăriei era făcută din hainele rămase de la acesta. Și astfel păpușa, această copie, era predată copiilor rămași și ei credeau că în ea trăiește un spirit bun, gardianul iar tu, se pare, ai primit unarea. A zâmbit Vasilisa. Am să o arunc. Răspunse micuța Maria, tremurând de teamă descustată. O, cum se va supăra tata atunci? Eu ți-am dat-o ție. O să creadă că ai aruncat-o pentru că mă urăști. De ce ai arunca? Obișnuiai să iai păpușa la masă și să stai lângă ea. Nu, dragă, ea va fi cu tine mereu, mereu, pentru că așa am hotărât eu. După aceea, Maria a început să doarmă prost, avea coșmaruri și a pierdut pofta de mâncare, iar mâncarea pe care o mâncai făcea greață. Medicii nu au înțeles care era cauza, dar fata pur și simplu nu -și căsea locul. Toată ziua era chinuită de anxietate și frică. A mai existat un caz ciudat. Odată, Maria se juca în bucătăria de vară, ca și cum ar fi gătit supă pentru păpuși, și deodată a auzit o voce ciudată și stridentă care o striga pe nume. S-a întors și ar fi țipat de spaimă. Da, vocea dispăruse. A văzut-o pe păpușa Agnes sărind în sus și în jos pe pervazul ferestrei. Agnes a legănat mâna în care era strânsă hârtia aprinsă și și-a pierdut brusc puterea care o animase. Hârtia a căzut, a dat foc ziarului de pe masă, iar flăcările s-au extins. Din fericire, nu a fost un incendiu mare, dar Vasilisa era isterică, strigând la tatăl ei. Cât de speriată era pentru fiica ei. Și nu a uitat să adauge că ea, fetița, era cea care se juca cu focul. Nu eu sunt de vină, ci păpușa. Ea mă urăște. Iar Vasilisa nu mă iubește. Păpușa asta e vie și rea. Tată, aruncă-o! Asta a strigat atunci Maria și din toată inima ei de copil spera și credea că tatăl ei o va crede, o va proteja și o va salva. Dar bineînțeles, tatăl ei a decis că ea mințea. Drept pediapsă, a privat-o de toate jucăriile și dulciurile timp de două luni. Dar Vasilisa l-a rugat pe soțul ei să fie milostiv cu un copil prostuț și să nu ia măcar jucăria ei preferată, pe care ea, Vasilisa, reușise să o salveze din foc. Agnes era practic nevătămată. Imediat după acest incident, tatăl a trebuit să plece într-o călătorie de afaceri. Într-o seară, Vasilisa și Maria stăteau în bucătărie și beau ceai. Deodată, Vasilisa a luat și a răsturnat un ceainic fierbinte s-a a țipat, apoi a apucat-o pe Maria, amețită și șocată, și a târât-o în casă. Fata obraznică! A împins-o într-o cameră care servea drept de bara. Stai jos și gândește-te la comportamentul tău. Și înainte de a închide ușa, a aruncat păpușa înăuntru alături. Cam atât despre companie. Am încuiat ușa și am stins lumina. Maria a țipat, s-a repezit la ușă, a implorat să fie lăsată să iasă și a cerut iertare, a promis că se va supune întotdeauna. Dar apoi a tăcut pentru că a auzit un râs liniștit în spatele ei. Hai să ne jucăm, te mușc! A spus cineva, cu o voce subțire și scârțâitoare. Maria și-a lipit spatele de ușă. Era întuneric, dar își putea imagina foarte bine mișcările frânte ale păpușii care se ridica și se îndrepta spre ea, întinzând mâinile de lemn. Un zâmbet staco și o a înghețat pe fața de porțelan. Zâmbetul unui copil care murise cu ani în urmă. Vasilisa a dormit bine în acea noapte, iar dimineața a descuiat cămara. La ora aceasta, Maria nu-și mai amintea de groază, iar mintea ei se frânse ca și cum ar fi călcat pe o statuie veche de porțelan. Tata se temea că am înnebunit. Maria și-a terminat povestea. Am fost văzută de un psihiatru până la vârsta de 12 ani. Ei au pus totul pe seama fanteziilor din copilărie, pe seama faptului că eram stresată după apariția mamei mele vitrece. Și la păpușă. Am aruncat-o când am ajuns acasă, am spus că nu mai vreau jucării. Niciuna. Am aruncat-o în ias și am crezut că s-a necat. Dar acum îmi dau seama că există jucării asemănătoare, dar asta e o descoperire atât de sălbatică. Maria a revenit la povestea ei și a mai povestit că, după ce s-a întors acasă, practic nu a mai comunicat cu tatăl și Vasilisa, iar când a împlinit 18 ani, a plecat în grabă în alt oraș, unde s-a stabilit într-un cămin. Tatăl ei a încercat să restabilească comunicarea și, în timp, s-a împăcat, dar venea în continuare foarte rar în vizită tatăl nu a devenit mai mult de 15 ani în urmă. Atac de cord și s-a dovedit că, la sfârșitul vieții sale, a rescris totul pe Vasilisa. Ea moștenirea nu a primit-o. Dar acest lucru nu a deranjat-o pe Maria, ci doar a fost întristată de faptul că până la sfârșit, până la sfârșit, tatăl ei a crezut această femeie. Ce s-a întâmplat cu ea mai departe, ea nu a aflat. Anatolie o privea atent, sensibil, nu părea nici șocat, nici indignat. Gata, v-am spus totul, a expirat Maria, care, în mod surprinzător pentru ea, s-a simțit ușurată. Înțeleg, înțeleg că cu un asemenea bagaj nu am ce căuta aici. Și spunem, dragă, numele de familie al acestei Vasilisa nu era cumva Gorina Vasilisa. Da. Maria se uită confuză. E posibil, este lumea chiar atât de mică încât acest om să o cunoască pe ea. Pe această femeie de coșmar. Și astfel această Vasilisa, așa cum crezi, a rămas în alt oraș. Dar așa a ieșit cazul. Anatolia a spus că această casă i-a fost vândută de niște oameni, a căror familie avea o rudă care se numea Vasilisa Gorina. Nu era o femeie foarte bătrână, dar avea sănătatea slăbită și, în plus, a început să aibă probleme de memorie prin urmare, după cum a recunoscut cu sinceritate proprietarul care vindea casa, s-a luat decizia grea de a o plasa într-o instituție specializată. Însă și această familie se muta în oraș, ne-au dat casa, au venit cu lucrurile ei. Și știți, unele lucruri nu le-am putut realiza la acea vânzare. Vreți să aveți amabilitatea să aduceți o cutie din bibliotecă? Este marcată cu un me, e felul meu de a spune că poate mă voi gândi mai târziu ce să fac cu ea. Aduceți-o și o să verificăm ceva. Maria a făcut cum i-a poruncit Anatolie, punând cutia pe care o adusese pe masă. Bătrânul a deschis-o cu grijă și a început să caute ceva. Vedeți, deci nu am nevoie de ele, nu avem unde să o punem, dar mi se pare un scuipat în fața foștilor proprietari, să luăm și să aruncăm pur și simplu. Așa că deocamdată o păstrez aici, pentru că nu ocupă mult spațiu. Așa că iată-le, o mică carte foto a fost scoasă la lumină. Spune-mi, dragă, asta e. Maria a dat din cap în loc să răspundă. Fotografia o arăta pe Vasilisa, încă tânără, într-o rochie cu buline. Aici stătea singură pe un mal de pământ. Ceea ce a fost de mult, chiar amar uneori, e mai bine să uiți, să ierți, să lași să treacă. Dar unele lucruri trebuie abordate în detaliu, altfel nu poți ierta, nu poți lăsa să plece. Știți, am chiar și numele instituției în care a fost plasată Vasilisa. Deci, cum pare, e așa un internat pentru bătrâni, privat și decent. Și se numește. Bătrânul s-a gândit o vreme. Da, trandafirii albi. Cred că ar trebui să alegi un moment și să te duci acolo. Ce? A întrebat Maria confuză. Păi de ce nu înțeleg fac asta de atâția ani? Exact ceea ce mi-ai spus este de neimaginat. Și crede-mă, nu mă îndoiesc de cuvintele tale, deși vorbim de perioada copilăriei din viața ta. Dar ceva din toată povestea asta mi se pare ciudat. Nu crezi? Poate că îmi dau seama acum, îmi dau seama că nu există păpuși blestemate care să prindă viață. Da, Anatole a clătinat din cap. Dar răul în lumea noastră ia uneori formele cele mai bizare și mai sofisticate. Tu, draga mea, bineînțeles, poți să nu te duci nicăieri, să lucrezi aici, să trăiești simplu. Dar crede-mă, ca unul care a trecut prin multe. Poate că este timpul să înfrunți în sfârșit cea mai mare frică a ta și să o lași să nu te mai chinuie. Du-te la mama ta vitregă, vorbește cu ea despre tot, află de ce te-a urât atât de mult. A fost prima dată când am vorbit cu altcineva în afară de medici despre toate astea. Și poate că nu ți-ai pierdut timpul deloc. A zâmbit Anatolie. Acum hai să lăsăm trecutul pentru o vreme, să lăsăm viața să curgă. Astăzi este o zi minunată. Erau multe de făcut în acea zi, Maria se instala încet-încet în noua ei casă. Băieții s-au comportat destul de decent, Inocențiu era încă tristă că lipsește, dar Maria a rezistat cu curaj și nu i-a recunoscut fiului ei că jucăria era în dulap iar după cină, Victor, care se întorsese, i-a înmânat pe neașteptate lui inocenții un ursuleț de pluș mov, iar băiatul a fost indescriptibil de încântat de el. În ciuda faptului că această conversație i-a schimbat planurile în multe privințe, Maria a decis să nu se grăbească și să amâne cu câteva zile călătoria la Vasilisa. Între timp, nu numai ei se întâmplau mari schimbări. Fiul cel mare Grigore s-a întors odată de la râu, unde căuta un loc potrivit pentru pescuit. S-a dovedit a fi destul. Băieții din localitate i-au sugerat acest lucru, iar acum intenționa să o roage pe mama sa să-i cumpere o undiță de pescuit, deoarece timpul urma să fie bun. Voia să contribuie cumva la noua viață, mai ales pentru că, deși merita să se bucure, se simțea jenat de poziția mamei sale. Un fel de slugă, un fel de jenă starea de spirit se dusese de sus până jos. Și avea să se întâmple ca în acest timp, în drum spre casă, în grădină, să ajungă această fată. Băiatul o cunoștea deja pe Aliș. Doar câteva cuvinte de politețe de la distanță. Oh, bună! I-a făcut fata cu mâna. Poți să mă ajuți. Ce s-a întâmplat? A încercat Grigore să-și dea o privire solidă. Ce aici să săpând? nu săpând și plantând trandafiri. Ali și a observat jena lui și nu a reținut hazul. Poți susține tufa în timp ce e un grop groapa, dacă poți, bineînțeles. Ce e de știut? Făcu semn cu mâna Grigore. Plantarea în comuna plantei a fost un succes, tufa s-a stabilit ferm în centrul patului. Deci și acum am nevoie. Și nu. Tăie Grigore, eu nu sunt aici în muncitorii, nu sunt angajați. Da, eu nimic. Crezi că dacă mama mea lucrează pentru tatăl tău, atunci și noi am devenit servitori. De fapt, Grigore îi plăcea mult de Aliș. Era atât de drăguță și de aceea a decis că ar trebui să fie strictă, din cauza lui însuși pentru această simpatie stupidă, era supărat. Nu, nu cred că e așa. Cred că tata nu ar fi trebuit să o invite deloc am fi fost pe cont propriu. Crezi că mi place că lângă tata se învârte o mătușă străină? Și eu, crezi că îmi place că mama mea locuiește în casa unui bărbat străin? Înton a răspuns Grigore. Da, foarte necesar. Doar nu m-a întrebat pe mine, frații mei nu m-au întrebat. Eh tu! S-a uitat în jur și deodată a lovit cu piciorul în patul de flori, a doborât o floare mică. Ali și a tresărit, speriată. Exploatatorii! A exclamat Grigore și a fugit în casă. Într-una din zilele următoare, Maria l-a abordat pe Victor cu rugămintea că trebuie să plece o vreme în interes personal. Sigur, i-a răspuns Victor cu un zâmbet. Pot să te duc, nu, mulțumesc. În general, era mult mai ușor să ajungi la trandafirul alb cu mașina dar Maria nu voia teribil de mult să-l deranjeze pe Victor. I se părea că face prea multe pentru ea. În drum spre destinație, unde urmau să găsească, voia să creadă răspunsurile la întrebările chinuitoare ale trecutului îndoiel nu a avut, dar deja când a ajuns la locul respectiv, a devenit neliniștită. Maria învățase dinainte cum să viziteze chiriașul locului. Firește, nu era loc pentru niciun fel de aventură. Maria a hotărât că va transmite mesajul așa cum este. Să-i spună că pe Vasilisa că vrea să o vadă, să se lămurească cu numele și prenumele ei. Și dacă fosta mamă vitregă nu vrea să se întâlnească, ei bine, așa este soarta și în principiu, Maria un astfel de rezultat și l-aștepta. Dar dintr-o dată s-a dovedit că Vasilisa a vrut să o vadă. Fata din stafa a însoțit-o pe Maria în sala comună, ca un mare living unde rezidenții vârstnici discutau între ei, dar mai ales cu prietenii și rudele care veneau să-i viziteze. Se părea că mulți avuseseră parte de vizite binevenite astăzi. Bună! Maria nu a putut decât să se strecoare când s-a trezit lângă Vasilisa. Desigur, era faiersc să te aștepți ca vârsta să o schimbe, dar așa, unde era doamna statoară și puternică, în fața ei stătea o femeie în vârstă, slabă, cu ochelari cu lentile groase. Bună, Maria, a spus Vasilisa. Nu credeam că te voi mai vedea vreodată. S-au așezat în fotoliul de vis-a-vis -vis și au tăcut câteva minute. Maria a fost prima care a vorbit. A mărturisit că își amintea cu căldură de copilăria ei și de multe dintre momentele ei a recunoscut că regretă că se despărțise de familia ei atât de repede, brusc și dur. Dar Vasilisa a făcut un semn cu mâna, întrerupând-o. N-ai venit pentru asta, nu-i așa? Nu mă poți păcăli. Spunem de ce mai găsi. Pentru că vreau să știu de ce mai urât atât de mult. Eram doar un copil. Și mai vreau să înțeleg și ce s-a întâmplat. Ultimele cuvinte au fost greu de rostit pentru Maria cu o păpușă. Ah, asta vrei să spui, ce altceva? Nu zâm veselă, Vasilisa. Ascultă, dacă tot ai întrebat. Vasilisa era fica cea mai mică din familia ei numeroasă. Avea cinci surori și doi frați. Mama și tatăl ei trăiau sărăcăcios, iar toți copiii erau obișnuiți cu munca încă din copilărie. Dar Vasilisa a hotărât pentru ea însă și că vrea o viață diferită, să nu se gândească la cum să mănânce, să o împartă cu toată lumea, să poarte o rochie de mătase și să râdă în fiecare zi. Prin urmare, când la 18 ani i s-a propus să se căsătorească cu un vecin de două ori mai mare decât ea, dar un mare șef la fabrică, a fost de acord, dar 10 ani mai târziu l-a părăsit. A început să ridice mâna și chiar avea o amantă pe lângă, pentru că Vasilisa s-a dovedit a fi infertilă. Vasilisa a încercat să trăiască prin propria muncă, a mers la serviciu, deși, neavând studii superioare, nu a putut obține un loc bun. S-a căsătorit din nou, de data aceasta cu un lucrător de teatru. El o vedea ca pe muza lui, dar acest soț era mult mai în vârstă. El a murit, iar copiii lui au dat-o afară pe Vasilisa din apartament și au luat toată moștenirea pentru ei, pentru că creatorul așa că nu a vrut să înregistreze oficial căsătoria, găsind-o banală. Vasilisa a trăit o vreme din ceea ce a vândut cadouri scumpe lăsate de cel de-al doilea soț. Apoi s-a întâlnit tatăl Mariei. Ea a reușit să-l farmece rapid. În cercul de prieteni a fost prezentată ca o femeie cu un suflet complex, care a avut ghinionul de a-și aranja fericirea personală. Un alt soț era perfect. Bogat, bălând, cu ea, decent în toate privințele s-ar părea că iată că a sosit fericirea mult așteptată. Dar a existat un obstacol, fica sa, Vasilisa, a recunoscut că era insuportabil să realizeze că ea, Maria, va fi întotdeauna pentru el în primul rând, va fi persoana principală din viața lui. Vasilisa chiar înainte de nuntă a încercat să vorbească despre faptul că de ce să nu o trimită pe fată la un internat, acolo va fi educație, va avea grijă de ea. Dar tatăl fetei a refuzat categoric și chiar, după cum i s-a părut Vasilisei, era gata să fie dezamăgit de aleasa lui. Ea a trebuit să se revanșeze pentru vin, pretinzând că doar se temea teribil de mult că nu ar putea face față îndatoririlor de mamă. Strângându-și lucrurile pentru mutare, Vasilisa și-a dat peste o păpușă. Fusese dăruită ca suvenir de cel de-al doilea soț al ei. Și el i-a spus că pe vremuri existau superstiții atât de întunecate în legătură cu astfel de jucării. Atunci a fost pus la cale planul crud. Să scape de fată, sau altfel să o nebunească, asta e maximum. Sau cel puțin să o sperie, să o facă ascultătoare de frică, pentru a nu-l împiedica pe tatăl ei să o răsucească așa cum dorea el. S-a dovedit că Vasilisa a fost cea care a distrus patul de flori, iar în ziua incendiului se afla la etajul întâi și tocmai a lăsat păpușa jos pe sfor subțiri. Așa că fetiței i s-a părut că Agnes însă și se mișca. Și, bineînțeles, și dulapul a fost ideea de coșmar a Vasilisei. Ea ascunsese acolo în prealabil un reportofon, și, înainte de a-și împinge fiica vitregând dulap, a pornit caseta, care era aproape toată goală cu excepția câtorva rânduri și a râsului păpușii. S-a dovedit că, după ce Maria aruncase păpușa, Vasilisa, care o supraveghea pe fica ei vitregă, o pescuise din iaz. În general, păpușa de care nu mai avea nevoie, dar pe care a decis să o salveze, un lucru antic și, prin urmare, poate valora o mulțime de bani. Când Maria a auzit mărturisirea, a avut un sentiment dublu, pe de o parte, a fost o mare ușurare, pentru că, în sfârșit, avea dovada că nu nebunise la vremea respectivă. Acum știa că fusese un copil normal și nu putea să se teamă că păpușa blestemată dăduse din nou buzna în viața ei. Dar Maria a simțit și durere, trădare. Nu credea că Vasilisa o iubise vreodată. Dar asta era prea mult. În cap nu-i încăpea cine să fie să facă așa ceva unui copil. Și cum putea fi atât de orb tatăl, încât să nu vadă nimic în această femeie? Oare chiar o iubea atât de mult, îi dădea sufletul, încât să nu observe cum își trata cu adevărat fica? Maria stătea în fața Vasilisei, cufundată în gândurile ei, și nu a reacționat imediat la ceea ce spunea bătrâna mai mult. Iar Vasilisa vorbea despre ceea ce s-a întâmplat după aceea. Când tatăl Mariei s-a stins din viață, tot ce a lăsat în urmă a fost cheltuit rapid, pentru că Vasilisa s-a îndrăgostit pentru prima dată în viață. Tipul ăsta, Tudor, era cu 15 ani mai tânăr decât ea, un poet în devenire, doar ea îl înțelegea, iar el își idolatriza muza. Dar era o iluzie. De fapt, Tudor a profitat de faptul că nu o femeie tânără se îndrăgostise deja de el, și a înșelat-o pe Vasilisa cu tot ce era doar aici la bănuț a rămas din nou fără bani și a aflat brusc că propria ei soră se așezase destul de bine în viață, studiase, se căsătorise, avea copii, lucra ca și contabilă șef. Vasilisa a decis să meargă la ea pentru a o ajuta. Sora ei, însă, nu a făcut decât să se plângă, spunând. Unde ai fost înainte? Ai fugit de acasă și contează pe ceva. Dar nepoții s-au dovedit a fi oameni cordiali, iar unul dintre ei, Petru, a luat-o în familia sa. Timp de câțiva ani au locuit într-o casă de la țară, dar apoi, în general, a decis să cânte și să se mute undeva în alt oraș. Iar vechea rudă s-a dovedit a fi de prisos, așa că a determinat-o cu milă să locuiască aici. Vasilisa a spus că a înțeles că prost își trăise viața, era aproape de sfârșit. Cât a mai rămas aici cu sănătatea ei? Nu mai poate spera decât un singur lucru, iertarea celor pe care le supărase. S-a uitat la Maria cu expectativă. Maria a privit înapoi, iar în fața ochilor ei, ca un film, a arătat întreaga ei copilărie. Cât de dulce ar fi fost să se ridice așa, să se întoarcă și să plece, să-i spună că copilăria ei a schilodit-o, că nu va fi iertată niciodată dar deșteptată, Maria și-a dat seama că în inima ei exista un loc al iertării și că era gata să renunțe la durerea de acolo. Și înainte de a-și lua rămas bun, a luat mâna bătrânei Vasilisa și a spus. Spune. A întins brusc mâna spre Maria bătrână, când femeia era pe punctul de a pleca. Păpușa aceea. Ai găsit-o? Cumva am amintesc, am aruncat-o undeva, nu mai știu unde. Da, am găsit-o, o vrei? A fost un cadou de la soțul tău. Nu, nu, aruncați-o. Trebuie să fi fost un cadou rău din partea mea, a suspinat Vasilisa. Iar când Maria s-a întors acasă, adică în casa unde lucra, i s-a părut, era ciudat, ca și cum ar fi devenit o persoană puțin diferită după ce a renunțat la o parte din trecutul ei. Și și-a mai dat seama de ceva, ca și cum ultima piesă a mozaicului ar fi căzut la locul ei. Își dăduse seama de ce atunci, doar ridicând păpușa, Inocențiu spusese că îi știa numele, bolborosind că păpușa îi dăduse propriul nume. Maria și-a amintit brusc că, înainte de a ieși din inconștiență, în pragul realității, îi șoptise numele ei, îl repetase ca o incantație lui Agnes. Și atunci fusese auzit, preluat de Inocențiu, care venise în fugă la mama ei. Acum Maria se simțea liberă și deschisă la lucrurile noi pe care viața îi le oferea atât de neașteptat. S-a cufundat cu plăcere în noua ei slujbă și s-a dovedit că nu era prea dificil. Cum odată pe lună, la cererea lui Victor, o firmă de curățenie venea în casă pentru o curățenie generală, Maria nu stătea prea mult, plus că în casă era destulă tehnologie modernă, de exemplu, din când în când putea da peste un robot aspirator, care se târa pe aici pe colo întreburile lui. Familia lui Victor s-a dovedit a fi nepretențioasă. Ei lăudau tot ce gătea Maria, dar uneori nu era nevoie să stea la aragaz. Lui și îi plăcea mâncarea de tip fast food, chiar dacă tatăl ei se plângea de asta. Iar Victor însuși prelua uneori bucătăria. Duminica gătea ceva din specialitatea lui, de obicei friptură de pasăre sau coaste de vită și întotdeauna îi invita pe Maria și pe feii ei să îi se alăture împreună cu tatăl și fica la masa mare. Maria a fost surprinsă să realizeze că avea chiar suficient timp pentru a socializa cu feii ei mai mult decât de obicei. Mergeau cu toți împreună la râu. Grigore a cerut timid o undiță și Mariei i s-a părut că strălucește de fericire când lucrul mult așteptat a ajuns în curând în mâinile lui. Au mers în oraș, la magazin, iar el însuși, ca un mare, își putea permite acum. Da, plus cumpărat fiul meu, a avut nevoie de fiecare pescar lucruri mici, lame și altceva. S-a încurcat. Spre deosebire de el, în toate astea și odată, ieșind în curte, Maria a constatat cu surprindere că muncitorii de acolo făceau o curte pentru copii a pus peste ea ciuperci drăguțe pestrițe și încă vreo doi muncitori sunt ocupați că montează leagăne. Victor. Dar e prea mult. A dat din mâini, după ce l-a găsit pe proprietarul casei. Suntem aici pentru vară, la propriu, toată vara zâmb Victor, pe care i-a cumva pe emoții, fără să se gândească la consecințe complet prins în birou, a plecat peste desene și în mod clar distras. În plus, o să am încredere că s-ar putea să rămâi aici și vara viitoare. Și apoi, bărbatul clătină din cap. Dacă mă recăsătoresc într-o zi și am mai mulți copii, vor avea nevoie. Maria a fost singura care și-a cerut scuze pentru că l-a distras și pentru că i-a contestat decizia. Ei bine, ai drept de vot, locuiești aici, spunem dacă ceva nu e în regulă sau dacă ai vreo idee, sau dacă mă hotărăsc să iau un tigru. Cred că e mai bine să știți despre multe lucruri care se întâmplă aici. Ești foarte amabil, s-a simțit jenată. Exagerezi, spuse el gânditor, făcând un pas înapoi de la plan înclinată pe care desena și privind critic roadele muncii sale. Și ce faci dacă nu e un secret? Maria a vrut brusc și cu disperare să schimbe subiectul. Da, am comandat un proiect pentru un mic centru comercial. Îl vor construi în centrul districtual din apropiere. Pavilioane, bineînțeles, plus un spațiu separat pentru un fod ca sub o cupolă de sticlă. O să fie frumos. Mâini de aur! A spus-o și mai jenată ca niciodată. Îmi pare rău, dar nu sunt de acord. Ceea ce fac eu este un proiect standard. Și dacă te referi la ce fac la casă, ăsta e doar începutul. De fapt, inițial aveam de gând să o mai extind puțin. Încă. Maria a deschis ochii. Poate că ar trebui să adăugăm o cameră pentru o mică grădină de iarnă. Aliș, am o florărie așa, că mi-e teamă că se va umple totul. Iar camerele mici de la parter mă gândesc să le combin în două mari, poate într-o zi vor fi ale copiilor și dormitorul poate fi mutat la parter. Cred că merită să deschidem peretele, să facem geamuri panoramice spre grădină. Maria l-a ascultat pe Victor ca și cum ar fi fost hipnotizată. În fața ochilor îi apăreau imagini cu ceea ce vorbea el, și, mult mai târziu, după ce a părăsit biroul lui, a revenit mental la faptul că el, deși îl cunoaște puțin, dar, se pare, este gata să garanteze că este un om cu calități extraordinare și rare. Și ce norocoasă ar fi acea, se gândi Maria cu tristețe. Care a reușit să-i cucerească inima. Până acum, Maria nu se gândise cumva deloc că există astfel de bărbați buni pe lume cu excepția lui Vladimir, plecat de vreme. Dar acum, dintr-un motiv oarecare, nu era rușine să se gândească astfel la Victor. Nu pentru ea însă și se gândea la el. Într-adevăr, era o asemenea prostie. Pentru nimic. Doar gânduri obișnuite de genul acesta ale unei femei despre un bărbat, care nu este doar șeful ei, ci și vecinul ei, care nu este mai aproape. Evenimentele din ultimele zile, cuplate cu faptul că, în sfârșit, a reușit să se ocupe de trecut, să se debaraseze de povara lui greu, distras complet atenția Mariei de la planul, de fapt, de a scăpa de jucărie. Păpușa a fost cea mai obișnuită, dar totuși nu avea nicio dorință de a o păstra în familia ei. Vrând să termine cât mai repede cu asta, Maria a intrat în sufragerie, în sufragerie se aflau Alexei și un alt bărbat, de asemenea în vârstă, îmbrăcat într-un costum caragios cu carouri roșcate maroni. Iată o pe Maria noastră, de care ți-am povestit, a făcut Alexei semn cu mână. Dați-mi voie să vă prezint. Ștefan, vechiul meu amic, am venit din cartier. Bună ziua, îmi cer scuze, vă întrerup. A zâmbit Maria. Ce prostie. A clătinat din cap Alexei. Ai vrut ceva, dragă? În general, da, să iau păpușa. Cred că e timpul să aruncăm gunoiul ăsta. Cu aceste cuvinte a mers hotărât spre dulap și a scos-o pe Agnes din el. O, scuze, spui că e un gunoi. A exclamat Ștefan uimit. Păi, de fapt, are cel puțin o sută de ani, a răspuns Maria. Deci, vezi, e o porcărie dar este de Wilhelm Schwarzset, dacă nu mă înșel, bineînțeles, a spus Ștefan entuziasmat. Îmi dai voie să mă uit mai de aproape. Bineînțeles, fără să știa seama ce se întâmpla, i-a înmânat păpușa oaspetelui. Bătrânul a întors jucăria în mâini. Mai era ceva. Ei bine, iată marca maestrului. Da, un șoarțet autentic. Fantastic. Și vreți să o aruncați la gunoi. Da, a clipit Maria în mod incomprehensibil. Pur și simplu nu am deloc nevoie de această păpușă. Dar tu pari interesat. Aș orice casă, una din astea. A răspuns sincer Ștefan. Ei bine, atunci iau. A ridicat din umeri. Vorbești serios? A întrebat Ștefan. Nu, nu pot. Dacă ai nevoie, ia-le. Cu un zâmbet bâlând a insistat Maria. Pot să te întreb dacă colecționezi păpuși, dacă ești atât de interesată de ea. Nu chiar. S-a alăturat Alexei conversației. Ștefan este un om de afaceri, vin de antități. Magazine nu are, dar așa, în particular. Știți ceva? A spus gânditor Ștefan. Având în vedere ce stare minunată are jucăria, aproape că am găsit un cumpărător pentru ea. Cred că pot să-l sun astăzi și o va cumpăra. Nu credeam că va plăti cineva pentru așa ceva. Clătină din cap. Ei bine, mult noroc cu ea. Și era pe punctul de a părăsi camera. Așteaptă. Ștefana a adus-o înapoi. Dar asta e absurd. Îmi pare rău, nu a înțeles din nou Maria. Vreau să spun că nu pot să iau singur toate profiturile. Tu, ca proprietar, poți obține bani buni pentru păpușă. Bineînțeles, ca intermediar, eu contez pe comisionul meu. O, Ștefan, bătrân vânător de antiități. A Alexei. Și atunci Ștefan a numit o asemenea sumă încât Maria a tresărit. Era o sumă obscenă, așa bani pe care ea nu-i ținuse niciodată în mâini era imposibil să creadă, dar trebuia să o facă. Ștefan, fără să piardă timpul, a cerut numărul de telefon al Mariei și, pe lângă faptul că aflase că o putea găsi în casă oricând dorea, a cerut și permisiunea de a lua păpușa cu el pentru a o examina în detaliu și a-i o arăta prin apel video cumpărătorului, care, dacă totul decurgea conform planului, urma să vireze banii pentru ea în următoarele două luni, pentru că acesta dorea o astfel de păpușă pentru muzeul său din Franța ceea ce însemna că trebuia să rezolve formalitățile afacerii cu mai. Mulți parteneri ai săi. Vara a continuat și a trecut la acele zile binecuvântate în care parcă doar soarele însuși, cu căldura sa cosmică, se revărsa în aer și însăflețea cât mai multă viață în lumea înconjurătoare. În pădurea aceea foarte apropiată a avut loc o recoltă fără precedent de căpșuni sălbatice, iar Maria a decis să ruleze câteva borcane de dulceață pentru ea și feii ei, dar și ca un cadou, un mic gest de recunoștință din partea familiei lui Victor, atunci când a plecat de aici. Ali și s-a alăturat pe neașteptate. Maria reușise deja să observe că fata, în ciuda faptului că dădea în mod clar o și unul de semne de rebeliune adolescentină, era, de fapt, și foarte amabilă, muncitoare, talentată a plantat niște ierburi luxuriante lângă gardul casei, iar când Maria a întrebat ce sunt, i-a răspuns că sunt plante perene care dau mulțime de semințe, cu care se hrănesc păsările care locuiesc aici, și a adăugat că în primul rând le va distrage puțin atenția păsărilor de la recolta de cireșe și alte fructe și boabe, iar în al doilea rând le va hrăni iarna îndepărtată spuma pusă frumos într-o farfurie, Maria avea de gând să facă ceai pentru toată lumea și să servească spuma cu biscuiți cu nisip pentru toți locuitorii casei. Aliș, de ce ești tristă? A întrebat Maria. Nu sunt tristă, a suspinat fata. Sunt supărată. Ei bine, Aliș, de ce ești supărată? Pentru că tata este un prost. Nu spune asta, a clătinat Maria din cap, recunoaște singur. Aparata Ali și-a încetat să mai vorbească, amestecând dulceața și îndepărtând cu palma o vies pe care dădea de târcoale prin apropiere. S-a dus la o întâlnire, a spus Maria, care era cumva neplăcut de înduioșată de veste. A găsit una. Știi tu, blondă, cu forme și stil. Au ieșit la sushi. A ieșit pentru un minut, a primit un telefon de la serviciu, s-a întors. Și asta, Evident, Alice s-a abținut să nu spună ceva foarte nepoliticos. La telefon, iubită sau ceva de genul ăsta, ca aproape că l-a convins, că se gândea că în curând va putea să-i ceară o mașină cadou și să o ducă în Bali. Și a spus că e al doilea prost cu care a fost vreodată. Îți vine să crezi că face dragoste cu doi oameni în același timp. Tata, bineînțeles, a anulat rapid cina, dar a lăsat un pic de urmă, E îngrozitor, a spus Maria cu sinceritate. Nu-și putea imagina ce fel de femeie trebuia să fie ca să-i facă așa ceva unui bărbat ca Victor. Dar, din păcate, există și astfel de oameni în lume. Așa cum era Vasilisa. Nu vreau ca tata să se mai căsătorească vreodată, a pufnit Aliș. Și eu am crescut cu o mamă vitregă. Maria s-a deschis brusc. Pot să înțeleg. A fost o mamă vitregărea. Am viat fata. Foarte. Și cum ai făcut-o să plece? L-ai salvat pe tata? Din păcate, nu. Am plecat de îndată ce am fost destul de mare. De aceea nu vreau ca el să se căsătorească. Aliș a adus un nou argument la pușculița ei împotriva căsătoriei cu o mărturisire de femeie. Dar nu toți oamenii sunt răi. Încercă timid să-și corecteze impresia, Maria. Și toți oamenii, și tatăl tău de asemenea, au nevoie să fie iubiți. Dar noi îl iubim, eu și bunicul. Aliș a făcut ochii mari, iar Maria s-a grăbit să-și întoarcă privirea. Și-a dat seama că pășise pe un teritoriu șubret și periculos. Nu voi face orice, dar nu-l voi lăsa pe tata să aducă în casă o mamă vitregă care ne va ruina toate viețile, a rezumat Aliș cu hotărâre. În cele din urmă, dulceața a fost gătită, distribuită în borcane, care au fost rulate și puse deoparte pentru a fi depozitate, iar spuma din dulceață a fost mâncată cu mare plăcere de toți. În ciuda a ceea ce spunea Aliș, de principiu, ea nu era deloc împotriva fericirii lui Tata. Se gândea doar că o femeie care să fie suficient de bună pentru el probabil că nu exista în natură. Sau exista, dar era deja măritată. Sau nu era căsătorită ca Maria, dar cu copii. Și prin urmare, probabil că, la fel ca Aliș însă și, nu ar fi vrut să lase un străin să intre în familia ei. E un fel de cerc vicis. Oh, bine! Aliș s-a gândit odată la vicisitudinile sorții în viața de familie a adulților. Întorcându-se acasă din sat, tatăl ei a trimis-o să aducă lapte pentru micul dejun mai precis, fata s-a oferit să meargă ea și să se distreze puțin și a fost drăguț să o ajute pe Maria, care a promis să facă clătite. Era deja târziu. O cutie de lapte de la mulsul de seară se îndepărta plăcut de mâna ei. Fata mergea pe drum, șerpuind pe lângă o altă livadă, destul de translucidă, fără fructe de pădure. Hei, tu! I s-a strigat brusc și aspru. Aliș s-a întors și s-a înfiorat. Se pare că fusese urmărită chiar din sat și nu observase. Două fete, mult mai tinere decât vârsta ei, și un băiat mult mai în vârstă. Iar aceștia nu erau prietenii ei, ci din potrivă, huliganii satului cu care Aliș, când se mutase aici, avusese ghinionul să fie nepoliticoasă. Și-a cerut scuze, desigur, dar era prea târziu. De ce te învârți pe aici? a întrebat fata mai mică cu o voce stridentă. Acesta este satul nostru. În general toți oamenii pot veni aici. Nu există niciun gard, a răspuns Aliș. Și tatăl meu m-a trimis după lapte. Uită-te la ea, a rânjit băiatul. Fetița lui tati. Tatăl tău este milionar. Nu, e arhitect. Oh! A spus băiatul și a schimbat priviri semnificative cu tovară și săi. De ce ești așa de stranie? Te închini la diavol. Lăsați-mă în pace. Am venit și deja plec, nu mă ating de voi. Întorcându-se, Alice și-a accelerat pasul. De necazuri și nu era nevoie, și cu atât mai mult ura când se luau de stilul ei, de haine, de culoarea părului. Idioților! Ce-ai spus? Alice și-a dat ochii peste cap, oprindu-se nu mai putea să suporte a scăpat. Acum nu va mai putea scăpa atât de ușor. A așezat banca pe jos. Pentru o clipă i-a venit să ridice telefonul și să-și sune tatăl. Să-i spună să salveze. Dar asta ar fi fost atât de stupid, atât de copilăresc. Iar el nu ar mai fi lăsat niciodată pe altcineva să iasă din casă. Ar fi angajat un bodyguard, și cu siguranță va umbla ca o proastă. Cei trei se apropiau de Aliș într-un mod neprietenos. Fei, de ce o deranjați pe fată? A părut brusc un nou participant la evenimente. Ești Cricore? și-a rotuncit ochii. Nu e de ajuns că acest băiat nesuferit a fost martor la rușinea ei. De ce te interesează? A vorbit din nou tânăra fată din sat cu pistrui pe nas. Exact, ești cât mai ești întreg. A rânjit băiatul și a scuipat sub picioarele lui Grigore. Eu și idiota asta vom avea o conversație între adulți. Nu. Grigore stătea drept, cu mâinile băgate în buzunarul blugilor. Acum îi cer scuze, pleci și nu te mai apropii niciodată de ea sau de casa noastră. E clar. Timp de câteva minute, compania din sat s-a uitat confuză la interlocutor, apoi au râs. Cred că și tu trebuie să fii educat. Încetându-se brusc din râs, tipul și-a suflecat mânecile și a trecut la Grigore. S-a aruncat sperând să-l doboare, dar a ratat. S-a întors, surprins, furios, și a aruncat din nou. Dar Grigore a ieșit de sub pumnul zburător și a făcut un pas. Tipul a urlat și s-a prăbușit în praf. Ești terminat, o să te prind așa. Era atacul său rapid și dur, căruia până acum nimeni nu-i putea rezista. Dar Grigore s-a răsucit deodată așa, s-au agățat, iar atacatorul era din nou cu nasul în praful de pe drum, iar brațul lui, înfășurat înapoi, îl ținea Grigore. Mă doare! Lasă-mă! A țipat băiatul! Te va doare și ți va trece! Remarcă filozofic Grigore și nu-l lăsă să plece nicăieri. Prima e iertare, îmi pare rău, îmi pare rău, vă rog să mă iertați. Grigore, lasă-l să plece. Aliș era speriată, dar totuși nu se putea abține să nu recunoască faptul că auzi astfel de cuvinte de pe buzele cuiva care era gata să o bată pe bune, chiar dacă era fată, era plăcut. Totul este iertat. Lasă-l să plece. Și jură că nici tu, nici complicii tăi nu ne vor mai deranja niciodată. Grigore își slăbi strânsoarea, dar o țin în continuare. Jur că nu ne vom mai apropia niciodată. Lasă-mă. Și am înțeles totul. A plâns deja un tip, iar apoi Grigore i-a dat drumul. Mitică, de ce ești? A chițăit o fată mai în vârstă, cu două codițe blonde. Plecăm. Răspunse Mitică, frecându-și umărul. Dar lasă-i să trăiască, Apropo, am un frate care cunoaște și el artele marțiale. A adăugat Grigore, dând companiei de dușmani care plecau accelerare semnificativă. Mulțumesc! A exhalat șocat Aliș. Mai salvat! Nu-i nimic! A ridicat din numeri Grigore. Să te ajut! A dat din cap spre cutie. Mulțumesc! A dat din cap Aliș, iar obrașii s-au inundat. Înapoi au mers în liniște împreună. Și tu mă urmăreai. Eu? A spus Grigore jucău și indignată. Niciodată în viața lui nu ar fi recunoscut că era. În general, a mers în sat la un nou prieten pentru a discuta despre metodele de prindere a bibanului, dar și pentru a se uita la pisicuțele născute de curând. Iar când s-a întors și a observat-o pe Aliș, a decis să se așeze mai departe, ca să nu creadă că o urmărește în mod deliberat. Nu, a fost un accident. Mulțumesc. A spus încă o dată Aliș, apoi a întins mâna liberă și l-a apucat pe Grigore de mână. Băiatul s-a necat cu aer, dar nu și-a luat mâna. Așa că au mers încet mai departe și au vorbit despre tot ce există pe lume. Varaș continua drumul, zilele treceau ca și cum ar fi trecut neobservate. Erau tot mai multe semne ale toamnei apropiate, de la primele frunze ruginii, la decorarea copacilor și dovleceii din grădina de legume. Serios vorbind, nu putea fi numită o grădină de legume în toată regula. Așadar, câteva culturi și soiuri de straturi colorate, diferite, plantate puțin câte puțin, pentru care, ceea ce era pur și simplu imitor pentru Maria, reușea cumva să aibă grijă de aliș. Erau zile în care Maria abia dacă îl vedea pe Victor. În alte zile îi se părea că el era acolo în fiecare clipă, invitând-o pe ea și pe băieți la o plimbare cu barca, cerându-i ceva, deși știa că Maria nu înțelegea nimic despre asta, să evalueze ceva la care lucra cuvântul. Maria nu a observat cum Victor a devenit o parte atât de importantă din viața ei, încât îi este greu să-și imagineze zilele fără el. Și a fost înspăimântător, pentru că și-a dat seama că nu va dura mult. În toamnă se vor întoarce la oraș, băieții vor trebui să meargă la școală, iar ea va câștiga destui bani pentru a pleca de acolo. Iar Victor și familia lui își vor trăi propria viață. Un bărbat ca el nu va rămâne singur prea mult timp. Și în curând se va căsători. În timp ce inocențiu se obișnuia cu noul mod de viață cu ușurința specifică doar copiilor foarte mici și era foarte fericită cu darurile sale, de exemplu, un teren imens, unde erau atâtea lucruri interesante, de la flori până la figurine amuzante de gnomi printre care și ele. Și în timp ce Grigore încerca să-și găsească locul în noua etapă a vieții, copiii mijlocii Mariei, Nichita și Arcadie erau serios îngrijorați de faptul că se apropiau zi, Ziua de naștere a mamei, în curând, a suspinat Arcadie. Vreau o petrecere de ziua mea și a mamei, i-a făcut nichita ecoul fratelui său. Vreau un tort gustos și cadouri pentru mama. Și eu. Țineți minte, anul trecut nu a fost nimic, a uitat de ea, dar i-am dat o poză, a agățat-o pe frigider. A remarcat serios Arcadie. Da, a fost bine, dar abia acum vreau o sărbătoare adevărată pentru mama ea face ceva pentru noi, a plecat de acasă. A rezumat Nikita. Frații vorbeau într-o cameră unde sperau că nimeni nu se va amesteca în secretul lor. Dar au ales biroul lui Victor și s-au urcat și sub biroul acestuia. Iar când ușa camerei s-a deschis, s-au auzit pași de adulți. Era imposibil să se strecoare în liniște. Așa. S-a întins Victor, care i-a găsit pe băieți. Ce căutați aici? Nimic. A pășit Nikita. Și dacă e adevărat. Victor a arcuit o sprânceană. Ați făcut ceva și vă ascundeți de mama voastră. De ce voi, adulții, ne suspectați mereu? Arcadia era irascibil din fire. Primul a ieșit din spatele mesei și a tras fratele cu el și l-a luat ferm de mână. Se uită la bărbat cu un aer provocator. Nu făceam nimic rău, vorbeam. A șuierat Nikita la fratele său. E un secret, oh, un secret. Victor s-a gemuit pe podea pentru a fi mai la aceeași înălțime cu băieții, a zâmbit prietenos. Și eu voi fi la curent cu el. Frații s-au privit unul pe celălalt. Practic se obișnuiseră deja cu Victor. Nikita chiar îl plăcea. Nimeni nu-l putea înlocui pe tata, desigur, dar dintre toate cunoștințele mamei, acesta părea cel mai simpatic. Nu rău, bun, chiar inteligent, pentru că construiește case. În câteva minute, Victor a aflat tot ce trebuia să știe despre evenimentul care urma să aibă loc și a spus că acest secret era foarte important și că totul trebuia să rămână un mare secret, pentru ca surpriza să fie un succes. Lui Inocențiu s-a hotărât să nu vorbească deloc despre asta până în ultima zi, cu siguranță o vada de col. Grigore a fost ultimul care a aflat despre marele secret care i-a unit pe toți de dragul mamei, chiar și după Aliș și Anatolie, iar la început a fost teribil de supărat din cauza asta. Dar Nikita i-a spus că i s-a spus ultimul, pentru că el este cel mai mare. Și astfel, el trebuie să rezume, pentru a lua o decizie cu privire la care este planul. Isteți și viclean sau așa și așa?" Seamănă cu crema din gogoașă, pe care și nu o observă imediat, sau nu prea. Grigore a spus că va fi cea mai bună surpriză din toate timpurile. Și în cele din urmă, toată lumea, păstrând un secret atent de la mama sa, a început să planifice și să se pregătească. Maria însă și despre viitoarea zi de naștere, ca și în anul trecut, nu s-a gândit deloc această sărbătoare îi se părea ceva nesemnificativ de la moartea soțului ei. Dar Maria părea să-și dea seama cei apropiați nu-i vor permite de data aceasta. Mai întâi Grigore a venit la ea și a spus serios că, dacă tot nu vrea mama o mare sărbătoare, atunci măcar să ia un ceai în familie. Și apropo, a adăugat că Victor și tatăl său plecaseră în oraș cu niște afaceri, așa că nimeni nu se va amesteca. Doar că Ali și a rămas acasă, vă deranjează dacă o invităm la noi. Bineînțeles că nu mă deranjează, a zâmbit Maria. S-a gândit într-adevăr doar să bea ceaiul acolo, în frigider, mai ales că mai erau prăjituri, ar fi avut cu ce să bea ceaiul. Dar cu vreo două ore înainte de ceai, Aliș a venit la ea și a spus că o zi de naștere este o mare sărbătoare în viața unei femei și cum se uita Maria la faptul că Aliș o va ajuta puțin cu coafura și machiajul. În general, faptul că mama ei nu recunoaște nimic atât de special, nici în asta, nici în cealaltă, și a spus Gricore, iar lui Aliș i s-a părut imposibil, mai ales pe fondul a ceea ce urma să se întâmple. Maria nu a vrut să supere fata și a spus că, de fapt, poate și să se descurce singură, deci, cei drept, nu este necesar, dar ajutorul, desigur, nu va fi de prisos. În cele din urmă, acest lucru părea chiar potrivit pe fondul faptului că Aliș a spus că se gândea să urmeze cursuri de machiaj sau de coafură. Bun, aproape gata, ultimele retușuri. Aliș. Oh, cred că e de ajuns. A zâmbit Maria pentru că era deja obosită să stea o oră și chiar s-a întors din fața oglinzii. Dar apoi, când Aliș a spus că poți să te uiți, femeia s-a uimit. Aliș s-a dovedit a fi foarte talentată chiar este posibil să înveți din lecțiile de pe internet așa ceva. Ea a ridicat părul Mariei într-o coafură elegantă o scoică, fixată la ceafă cu perle invizibile. Machiajul a fost ca un machiaj de seară, dar nu greu. Mariei i s-a părut că ridurile ei erau atât de imperceptibile, ochii ei erau mai expresivi, iar rujul vișiniu îi făcea buzele să arate atât de răcoroase în garderoba ei nu exista decât o singură rochie, o rochie clasică grifu muriu, al cărei al doilea strat era din dantelă subțire, iar s-a încălțat în mocasin de culoare argintie. Trebuie să mergem, toată lumea ne așteaptă. Ali și-a bătut din palme cu entuziasm. Ești foarte frumoasă, pur și simplu o regină. Ei bine, ce regină sunt, Maria a zâmbit stânjenită, dar i se părea că seara aceasta era într-adevăr ceva neobișnuit de frumos. Au ieșit din cameră și au coborât la parter. Maria a crezut că vor merge în bucătărie, acolo era o masă mare, cu ceai cât să bea toată lumea, dar, dintr-un motiv oarecare, Ali și-a dus-o în sufragerie, iar acolo era întuneric. Dar Maria nu a avut timp să întrebe: Ce se întâmplă? Unde e lumina? sars becul sau ceva de genul ăsta. Aproape că a fost asurzită de un strigăt coral. Surpriză! Luminile s-au aprins și femeia a tresărit când a văzut că în holul decorat cu baloane, flori și stegulețe de hârtie s-au adunat nu doar copiii ei, ci și Victor și tatăl lui, dar și vecinul Ștefan. La mulți ani! A strigat din nou toată lumea. Oh! Maria și-a dus mâna la piept a fost atât de neașteptat și de minunat. Victor s-a apropiat de ea și a înmânat un buchet luxuriant de trandafiri stacoși, între pătrunși cu crini alb ca zăpada. Pentru cea mai bună mamă din lume și cea mai frumoasă femeie. A spus el, iar Maria și-a dat seama că va mai plânge puțin. A fost o seară de sărbătoare minunată. Maria a acceptat felicitările și cadourile, din care în curând, pe o masă separată, a crescut un munte decent. Și asta e din partea mea, a făcut Ștefan cu ochiul, înmânându-i un plic pufos și o cutie mică în care zornăia ceva. Bani de la cumpărătorul păpușii tale. De asemenea, o altă. Adevăratul porțelan îți va împodoc budoarul. Oh, Ștefan, scutură din cap, Anatolie, nu știi cum să întrețin intrica. Firește, pe masă nu erau prăjituri, în schimb, era un tort somptuos. S-a dovedit că Victor îl comandase cu o săptămână în urmă. Maria a suflat în lumânări, dar cu ajutorul băieților, atât de multe erau. A fost o seară magică. Și deodată Maria și-a dat seama că avea să plângă, pentru că era deja august, ceea ce însemna că magia urma să vină în curând. Totul în această casă, pe care reușise deja, trebuia să recunoască, să o iubească, avea să se sfârșească, iar Victor avea să rămână în urmă. Dar deodată toată lumea din cerc a tăcut Maria, care stătea în centrul sălii, era confuză. Și deodată Victor a făcut un pas înainte, spre ea și s-a lăsat în genunchi. În mâna lui a apărut o cutie de catifia neagră. S-a deschis și un inel strălucit. Maria, te iubesc!" A spus el, privind-o drept în ochi. La început am crezut că tocmai am întâlnit o femeie care mă va ajuta să conduc casa. Apoi am crezut că am întâlnit o femeie care va deveni o prietenă adevărată. Dar apoi mi-am dat seama că am întâlnit femeia cu care voiam să-mi petrec viața. Maria, te cer să fii soția mea. Îți cer permisiunea de a deveni soțul tău și tatăl copiilor tăi. Victor! Femeia a simțit fiecare bătaie a inimii ei. Eu? A realizat brusc sentimentul care o frământase atât de mult în ultima vreme. Era o iubire pe care nu știa cum să-și o recunoască. Dar acum nu mai existau bariere. Sunt de acord. Feii au strigat cu bucurie ura. Îi avem și pe mama și pe tata. Anatolia a spus că acum nu-i mai rămâne decât să trăiască până la peste 100 de ani, pentru că în curând va avea mai mulți nepoți. Ștefan a spus că de mult timp nu mai organizase o seară romantică pentru soția sa și că a fost inspirat de acest lucru. Aliș s-a bucurat și ea, dar a fost puțin jenată. Își amintea că a spus că nu l-ar fi lăsat pe tatăl ei să se căsătorească, dar asta se referea la alte femei, iar Maria era specială la ea, fata voia să o vadă nu pe mama ei vitregă, ci pe mama ei. Era o seară minunată. În grădină, cu ușile puțin întredeschise de la casă, căci vremea era minunat de caldă, era un miros de trandafiri și cântecul unor păsări de sfârșit de vară. Două familii, fiecare dintre ele suferind o pierdere amară în trecutul recent, și-au găsit în această seară. Un bărbat și o femeie care, după ce au trăit mulți ani cu singura iubire pe care părea să o aibă, au putut să se deschidă unul față de celălalt despre faptul că trecutul nu se uită și că dragostea pentru soților plecați nu va fi uitată niciodată. Cu toate acestea, cu toții pot fi fericiți aici și acum, mâine și întotdeauna unul lângă celălalt după ce petrecerea s-a terminat și copiii s-au dus la culcare, când și tatăl lui Victor a plecat la casa lui, iar vecinul inspirat a plecat acasă, Victor și Maria au stat pe verandă și au privit în grădină, unde era întuneric. Era un întuneric catifelat, liniștitor, care părea să distingă speranțele zilei de mâine. Maria și Victor stăteau pur și simplu unul lângă altul, el și-a pus ușor brațul în jurul umerilor ei. Erau tăcuți și se înțelegeau fără cuvinte. Simțeau pur și simplu că aceasta era fericirea pe care o găsiseră dintr-o dată, pe care acum aveau să o prețuiască și să o păstreze pentru mult timp, sau mai bine zis pentru totdeauna. Prieteni, cam aceasta a fost povestea de astăzi. Nu uitați să vă abonați la canal dacă încă n-ați făcut-o și să scrieți cât mai multe comentarii. Pe curând!